ai voie să faci ce vrei, să fumează, să bea, se înjură Fără înjurături și cu înjurături? și cu înjurături, dacă vrei să-ți bați dranga, bagă-ți-o. Ok. Sponsor n-avem, că mi-a dat aia de la Eneba mesaj. E alaltă. Ce ți-au dat? Nu știi pe aia de la Eneba? Da, mi-au dat seacă. Aia de la Eneba? Da. Ok. Bă, aia de la Eneba, gen, fac chestii de-astea. Bă, nu înregistrez asta, da? Ba da, este un rec. Păi și vrei să le faci reclamă proastă? Ce poți să zici dacă ți s-a întâmplat? Nu știu, mi s-a întâmplat ceva. Dar nu o spun, las că spun eu după aia. Nu o spun, pe clip, jur, nu o spun. Așa, bine, bun. Vă Așa, salutăm, spune fratele urmă. Coinacu, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast după foarte mult timp. Că a trecut o lună și un pic de când am mai filmat un episod de podcast. Suntem aici cu nimeni altul decât Cosminel Sencioccănaro. Ia Hai, mă, diora cu fără de-astea fetre. cu ciocănarul, cu ăstea, că iară zic ăștia că las așa. Ți-a luat tricou de nuntă, Păi am zis să mă îmbrac și eu frumos, frate, că tu la zi, la serile astea de podcasturi, tu ai numai, ai avut numai oameni de valoare, deci chiar mi-a plăcut serile și chiar m-am uitat. Bine, nu m-am uitat la toate podcasturile tale, dar Dar m-am care a uitat. rezistat cel mai mult? La care am stat cel mai mult? Da. La Neveu și la Palaș. La Neveu și la Apalaj. Bă, Da. Apalaj a fost printre primele de top, știi? Apoi a urcat TDR-ul peste el, podcastul cu TDR-ul, și Alinu au fost și el la fel. Dar m-am simțit foarte bine cu Apalaj. Trebuia să mai filmăm al doilea podcast, numai că n-am mai dat unul de altul, știi? Deși lumea a cerut foarte, foarte mult. Da, Cereau păi să voi fie. sunteți YouTuberi, aveți treabă, aveți De timp ocupat, asta. aveți alea, da. Băieți, nu uitați să ne urmăriți pe Instagram, o să apară aici pe ecran la Jugosul Suprem și la Cosminel Sen. O să Poate pună facem fotografii. și 10.000 de like-uri la clipul ăsta. 10.000, 20.000? Hai că facem noi Bă, așa. zici tu 2-3 mii, bă. Ce 2-3.000, mă? 10.000 vreau. 2-3 mii. Pentru cine? Pentru prima oară pe acest canal, pe acest Cum mă canal. dăm 60.000 de abonați, 2.000, mă? Nu, mă, noi vrem 10.000, ești nebun? 10 mii, bine, gata. 10.000, frate. 10 mii. Pentru cine prima oară pe acest canal, avem și o serie de podcasturi unde mai vorbim și noi serios. Avem seriile de Omega, avem serii de gaming, de... Bine, gaming nu prea fac eu, m-am apucat de un joc două acum, dar trebuie să dai subscribe. Și la mine și la Cosminel sunt toate link-urile lui Cosminel, sunt în descriere acolo. Vă invit să dați și la el, pentru că și Vă el face mulțumesc frumos, treabă sunt bună. onorat. Sunt ormorat. El fumează glow-uri de alea, IQOS-uri. Și ca să știți, el m-a invitat, nu eu m-am autoinvitat, ca să Mamă, nu se audă vorbe. cum a fost asta? De ce? Asta, de ce a venit asta? Bă, mai sunt ăștia de comentează aiurea, că dacă nu era ăla, A. erai necunoscut, dacă știi tu, cum Ok, e lumea. ajungem, bă, vorbim, vorbim, se Ajunge, vorbește, vorbim sigur. de toate, frate. Bă, o să încep, eu aveam un format, cine știe podcasturile mele, aveam un format și vreau să-l țin măcar cu prima întrebare. Cosminel, sunt, descrie-te într-un minut, băiatule. Bă, mă numesc Cosmin Alexandru, nu vă dau numele de familie că n-are nicio relevanță. Sunt piteștean, frate, m-am născut, deci născut, crescut în Pitești. Am crescut în cartierul Războieni, care știți, Războieni este un cartier mai deosebit. Mie îmi place foarte mult. Un cartier plin cu băieți de treabă. Dar mai nou sunt clujean, acum m-am stabilit în Cluj de vreun an de zile. Pot să mă consider, nu, sunt ex-sportiv, fost sportiv și ceea ce fac eu pe platforma asta, încerc să îndrum copiii către sporturile de contact. MMA, box, plus alte țigănice mai fac eu, alte Eu așa acareturi. te-am cunoscut pe tine, cu MMA, cu box, cu de-astea. Cred că cu box, că MMA nu Mă făceam rog, cu eu. vorba, cu bătaia, știi? Da, bine, mă, asta cu bătaia e mult prea spus. Adică unii m-au catalogat că, domne, eu mă dau smart 2, că mă dau cu bătăi cu alea. Nu, frate, eu decât vorbim, deci vorbim de sporturile de contact, nu vorbim de bătaie. Și în primul rând în sală, ceea ce toate clipurile mele, poate unii dintre ei au văzut ce am făcut eu. Tot felul de tehnici de autoapărare și chestii de astea, dar eu nu învățam gen să le aplice la școală sau pe stradă. Nu, frate, în sală sau ca ultima Da, dar redută pentru practic autoapărare, tu le înțelegi? zici chestia asta, dar Și știi am că primit foarte oamenii... multe comentarii de hate că, domne, tu te dai smart 2, că ai, că știi, înțelegi? Adică am fost foarte aspru criticat, știi? Bă, dar practic tu știi că tu arăți, dar nu ai cum să condiționezi omul de să folosească, știi, treaba asta. Tu practic le arăți oamenilor. Da, așa e. Ok. Da, cred că ți-ai primit hate că ești și o fire mai impulsivă așa. Ești Bă, mai... Față de mulți alți youtuberi, ești o fire mai impulsivă, să zicem, nu? da, frate, dar sunt și, cum Coleric. să spun, sunt și provocat.
Ce te Eu provoacă, nu, general? Ce-ți dă bă, foc? frate, Ce-ți dă foc ție? ce-mi dă foc? Orice jignire, frate. Eu nu pot să mă abțin să nu le răspund. Nu știu. Uite, am văzut caracterul tău, tu le dai bani, bine, le mai și răspunzi, dar mie îmi place să le răspund la fiecare, să le dau răspunsul, știi? Să Și înțep, eu poate, înțep poate, puțin. exact, poate asta și deranjează, știi? Și nu. Asta îi deranjează, frate. Născut, crescut în Pitești? Da. Orașul tău de suflet? Orașul meu de suflet, orașul meu natal, am sânge de piteștean până mor, indiferent unde mă aflu și unde mă voi afla. Dobrin, Dobrin în sânge? Dobrin Fece Argeș, frate, știi că fratele Dobrin, acum nu știu, nu vreau să vorbesc aiurea, dar vezi că intra numai Matol pe teren și era numărul 1. Eu așa știu, așa e Bă, legenda. e foarte, nu știu, e foarte discutabilă, gen, toată lumea se contrazice pe treaba asta, deși Bă, și ce eu sunt treabă? Hagi versus Dobrin. Deși, fii atent aici, eu Sunt ere diferite, frate. sunt ere diferite, timpuri diferite, au crescut altfel, nu neapărat altfel, dar au prins alte vremuri, doar că și eu sunt de părere că Dobrin the best. Și cred că dacă prindea, da, sper să nu zic o prostie, dacă prindea transferul la în anii 60-70 pe acolo la Real Madrid, dacă lăsa să plece, nu mai era Bă, niciodată. spre rușinea mea, nu prea știu multe detalii despre Dobrin. Nu știi, Uite, văd nu? că tu știi, nu, văd Da, că tu sunt știi multe. Nu prea pasionat. am fost eu cu fotbalul, știi? Păi bine, ești boxer. Ce te-a... Bine, că la afară de Dobrin, frate, vezi că mai e Adrian Mutu, tot piteștean, ca și sportiv, bine, în box l-am avut pe Crin Olteanu, care mi-a fost primul meu antrenor, a fost campion mondial la box, la amatori, în 99, la Hudson. Mi se pare că a luat și o medalie la Sydney în 2000, adică chiar Piteștiul a dat câteva valori ale sportului. Și poate mai sunt și pe la alte sporturi, dar n-am auzit eu. Zim ce te-a făcut să te apuci de box. Buliu, frate. Ai primit bully? Eu am făcut, deci m-am apucat undeva până în anii 2004-2005 și m-am apucat de fotbal. M-am dus la fotbal, se numea Aripi. Deci unde am învățat eu școala generală, avea un mare club de fotbal, al doilea club cel mai bun din Pitești de fotbal, mai ales de juniori, știi? Adică gândește că în școala aia nu erau trenurile de fotbal unde mergem noi să ne jucăm la pregătire fizică fotbal. Nu, frate. Teren de zgură, stadion, deci în curtea școlii era stadion, frate. Acum nu mai știu dacă mai e, dar atunci era. Și m-am dus eu la fotbal, frate. Și țin minte, eram foarte sărac. Gândește că eu 3 ani de zile, ai văzut că cum începea anul școlar, fiecare vine cu haine noi, știi? Eu 3 ani de zile am venit cu aceeași pereche de Adidas, frate. Unele de la Ver, nu știu, în fine, erau niște mocasini de Mamă, marcă. Ver! Ăi albaștri de piele întoarsă, Bă, dacă știi, băiatule, albaștri deci închis, Verul ăla m-a știi? terminat Da. mama cu Verul. Deci era de... Vezi că acum 10-15 ani era topiș de bun. Păi Deci te aveam țineau training 3-4 ani. Prosper și Adidas Ver. O mamă, training-ul nu știu, dar Adidas și Ăla Verul gri. știu. Nu Uite, se să-l rupeau cauți până după niciodată, podcast să frate. vezi. Deci un training de la luat în piață, Prosper se numea, gri. Jumătate de oră aș purta training-ul ăla, știi? Că era accesibil pentru toată lumea și Adidas Ver. Bine, unde vreau să ajung? M-am dus la câteva antrenamente și la un moment dat făceam șuturi la poartă, știi? Adică gen veneai din sprint, mingea stătea undeva să zicem, la 20 de metri de departe și trebuia să șutezi, știi? Asta era mai mult să antrenezi portarul. Da. Bă, și eu dădeam cu ciocul, mă, ca să zic, că nu știam, dădeam cu ciocul. Și auzi ce îmi zice antrenorul, bă, copile, ia vino mă încoa, bă, apucă-te de calculatoare, du-te, fă box, fă lupte, că nu e fotbalul de tine, du-te de aici, că n-ai ce căuta aici, frate. Am fost foarte dezamăgit, Te-a frate. marcat treaba asta. Bă, nu că m-am marcat, Bă, dar am nu. fost așa dezamăgit. Mie chiar îmi plăcea fotbalul atunci, știi? Când l-am auzit pe ăla, bă, du-te la calculatoare, apucă-te de gen, du-te la internet, că de-abia apăruse sălile de internet și ele. Du-te, joacă-te, jocuri, du-te, fă altceva, că nu-i de tine fotbalul. Și ce crezi? A avut dreptate. Chiar nu era de mine, frate. Mă uit la tine așa și mai mult te aduc pe pitbull așa, nu mai, nu știu, niciun jucător așa ca tine, firav, că ești Da, mă, firav. frate, ce firav, că am eu training-ul ăsta larg, dar sunt bine și eu. Vrei să arăt bicepsul? Ia uite, nebunule. A? Nu sunt Rog, așa firav. așa, și te-a dat afară de la fotbal. M-am dat afară de la fotbal și m-am dus la box cu un coleg, știi? Și cum ai ajuns la box? Gen, a venit așa, bă, mă duc la box, că a zis ăla? Bă, eu mi-am luat foarte multă bătaie în școală. Eram genul de copil care mergea cu capul în pământ și își lua capace de la toată lumea, frate. Nu comentam la nimeni, îmi luam capace de la toată lumea. Într-o zi m-a bătut unul foarte rău de tot după ore, că știi cum se întâmpla. Te amenințau, nu ai că să vezi ce să fac eu după ore, că o dăm parte în parte, că mamă și mi era o târșală mâncața și când auzeam de amenințări și de parte în parte și de alea.
Bine, am vrut să fug, a venit după mine, m-a prins, m-a bătut, m-a pus pe jos, m-a luat și la picioare. Mamă, deci te-a Și am bătut ca zis, lumea. bă, rău de tot, ești nebun. Și am zis, bă, băiat, că trebuie să fac ceva cu viața mea, trebuie să fac ceva cu... Nu e bine, frate. Eram terorizat eu când mă duceam la școală, mă duceam terorizat, Ăla a fost înțelegi? momentul click. Ăla a fost momentul click. Și după aia m-a luat unul, băi, hai mă, vină cu asta, ne apucăm de box, că nu o să mai poate, frate. Bine, ăla era mai bun așa la bătaie, știi? Haide mă să ne apucăm de box. Și m-am dus acolo, m-am înscris și m-am ținut de treabă, înțelegi bine? El a făcut maxim un an, doi și s-a lăsat, nu i-a mai ars. Eu am continuat 16 ani de zile, tot Și m-am dus. cum a fost la început la box? Bă, la început lumea zice că îți sparge nasul, că te bagă în competiții după o săptămână, două, că ții, bă, nu e frate așa. Eu am învățat direct la de stângă un an de zile. Deci gândește-te că eu la primul meu meci oficial, eu n-am știut să dau altceva în afară de directa de stânga. Știi care e directa de stânga? Decât asta. Bam, bam, atât. Decât cu asta m-am dus pregătit. O duceai și pe dreapta, că na, era stânga, aveai și dreapta. Nu eram stabil. Decât directa și de ai stânga. Ai câștigat? M-am dus la Craiova, fii atent, ne-am dus într-un maxi taxi, vreo 8 inci la Craiova, într-un cartier rău famat. Ții minte că eram pe clasa a 6-a, a 5-a sau a 6-a, nu mai știu, nu vreau să mint, undeva pe acolo. Și gândește că ăla cu care am boxat era pe clasa a 11-a sau a 12-a. Ok. Eram de categorie apropiate, gen eu aveam 60 ceva de chile, el avea tot așa undeva la 65. Dar era diferență de vârstă, de forță, de gândește-te, un copil de clasa a 6-a să se bată cu unul de a 11-a, de a 12-a, a fost ceva, știi? Clar. Acum, care a fost problema? Când am intrat acolo în sală, erau foarte mulți oameni dubioși, tot așa, eram speriat. Eu am fost o fire mai moale, știi? Timorat. Mai timorat când eram mic. Și când l-am văzut acolo, băi, cred că erau și interlopi și șmecheri și... Era lume bună, ai înțeles? Ok. Am zis, mamă, să vezi, ne răstoarnă ăștia maxi taxi și aici rămânem, știi? Deci eram foarte speriat. Și când l-am văzut și pe ăla, tot la fel, arăta bombardier, frate, tatuat, mi se pare că avea și o cicatrice pe obraz. Era ciocănarul omul, știi? Când l-am văzut că ăla boxeze, așa îmi făcea picioarele mâncate. Și... Un fel de Tang Po. Da, frate, problema care era? El trebuia să dea teza, nu știu, un examen important și gen, deci a venit în sală și peste o oră, că era în curtea liceului, că am boxat într-o sală de sport la un liceu. Și el peste o oră trebuia să se ducă să dea examenul ăla și ce am auzit eu după acolo de pe în sală, că vezi că ăsta vrea să te facă knockout ca să se ducă repede la test, știi? Ca să plece de acolo. Da, ușor, ușor m-am îmbărbătat și mi-am dat 2-3 pumni în cap, că eu așa mai făceam. Mă dădeam 2-3 pumni în gură ca să văd că nu e chiar așa cu durerea asta, știi? Bă, ești nebun? Da, frate. Ok. Am intrat în ring, am boxat toate reprizele, 3 reprize, 3 reprize la 3 minute sau 2 minute, nu mai știu cum e atunci. Numai cu dreptul stânga. Bam, bam, bam. Ăsta tot venea pe mine să mă pună jos ălea. Stăteam bine împachetat. Pe pas înapoi, reveneam cu stânga mea care o știam. Nu știu ce. Am pierdut la puncte. Asta a fost rezultatul. Okay. Dar nu m-a pus jos. Știi? Oricum, mi-a făcut capul atâta. Când am ajuns acasă, ochii vineți, nasul umflat, buzele sparte, știi? Mă. Eram paradit, paradit rău. Păi și nu te-a dat knockout? Nu m-a dat knockout. Nu, eu... Față de mulți alții, eu am fost un bun încasator. Eu am luat un singur knockout, zic că am peste 700-800 de meciuri, un singur knockout am luat. No. Da. În rest, am ținut bine la pumne, adică chiar stăteam bine pe picioare și chiar dacă era mai bun ca mine, măcar nu renunțam, știi? Nu cădeai jos. Niciodată n-am renunțat. Și nici și antrenorul era în așa fel încât nu era genul care să arunce prosopul repede când vedea că e bătaie. Când vedea că e bătaie, să termina repriza, venea în colț, îmi dădea și două capace. Ce pizda, măti, mă, te bate ăla. Boxează, dă-te în pizda, măti. Știi? Și te îmbărbăta așa într-un fel, știi? Da. Că, bă, știi, antrenorul în general la orice sport de mic când te ia, e cam al treilea părinte și dacă ai doi părinți. Bă, cam al doilea, cam al doilea tată e. Deci pentru mine a fost ca al doilea da, tată. Da, păi, nu, eu vreau să zic că dacă ai și mama și tată, e cam al treilea părinte și al doilea tată. E acolo pentru tine, e implicat mai mult și... Da, frate, și te și educă, îți explică cum e cu anturajele, cu cartierul, că ei sunt trecuți, sunt vagabonți. Îți dai seama câte rânduri de sportivi a trecut pe mâna lor, știi? Generații și generații. Și ai început boxul, da? S-a schimbat la școală cam după cât timp s-a schimbat treaba la școală? Cam după un an, doi s-a schimbat un treaba. An, gen, nu s-a mai luat nimeni de mine, că deja am făcut un renume, știi?
Ai ciocănit câțiva după aia? Băi, am ciocănit 2-3, dar tot așa că ei și-au căutat-o cu mine. I-am ciocănit și după aia toată lumea mă respecta, eu îi respectam, adică nu mă impuneam eu acolo. Eu niciodată n-am fost genul să mă impun, eu să fiu eu agresiv. Dar ai dat-o la vreunul ca lumea? Gen bombă, bam? Bă, nu, de regulă, uite, voi știți care sunteți, care aveți peste 20-25 de ani și ați prins generația de 90-2000, mulți dintre ei la școală, frate, și am văzut pe mulți când se băteau, gen, se băteau, unul dintre ei cădea jos și continua să-l ia la picioare acolo jos, da. Înțelegi? Adică, gen, bă, să-i dea să-l omoare, mă, mâncați. Eu când mă băteam, gen, dădeam o perversă, două perverse, am văzut că e la pământ, eu lăsam în pace, frate, nu mai știam nimic. Păi da, ziceam, dar de ce? Recunoaște că ești mai slab și gata, am terminat și facem pace și astea. Adică, gen, eu eram mereu pe pace, chiar dacă mă băteam, după aia eram pe pace, știi? Da, Cosminele, da, fii atent aici, de ce? Pentru că tu te-ai disciplinat cu boxul. Aie, că m-aș disciplina, corect. Păi, tu, că eu știu când să mă opresc. Cade ăla, îl lași să vezi dacă se ridică. Nu te duci și îl iei la picioare și la pumn, că nu normal. E MMA. Normal. Acum frate, la MMA, dacă te duci la meci și îl dai jos, nu te duci cu picioarele pe el? E normal, mă, dar ăla e meci oficial. Păi, dar da, pe stradă, atunci gândește-te că îi dai una la omorți să faci dosar penal, te duci la pușcărie, deja o dai deci în altă. Deci acum, după un an, s-a schimbat treaba asta, nu? Un an, doi ani, cam acolo. Pă, crezi că e necesar acum să facă copiii în general un sport de contact sau să învețe neapărat ceva despre, nu știu, autoapărare de asta? Băi, eu consider că este esențial în ziua de azi, că ai văzut câți nebuni sunt pe stradă. Sunt foarte mulți nebuni, frate. Mai mult femeile trebuie să învețe. Băi, și femeile, normal. Bine, și băieții, și băieții ca să-și protejeze femeile. Te-ai gândit să-ți faci, o școală, ceva? Bă, m-am gândit, dar n-am bani pentru așa ceva, pentru că nu știu, e foarte multă investiție. E foarte multă investiție. Trebuie să închiriezi un spațiu. Da, ok. Trebuie să cumperi saci, trebuie să cumperi saltele, trebuie să cumperi ring. Eu vreau să zic, nu mă refer direct la sală de box. La o sală unde să înveți lumea tehnici de autoapărare. Știi câteva. Eu înțeleg ce zici, dar eu nu știu, mă, tată, mă, tehnici de autoapărare. Mă, eu știu decât box. Da, tu știi box. Și le-am modelat în așa fel încât să fie un pic de autoapărare, că până la urmă, dacă stăm un pic să o gândim logic, boxul nu prea este de autoapărare. Boxul te paradește. Da. Înțelegi? Autoapărarea aș considera luptele greco-romane, judo și MMA-ul, că na, mai e la sol, mai imobilizezi. Boxul nu e de autoapărare. Boxul e de paradit, din păcate. Cum eu îți dau exemple că eu la 18 ani am lucrat la o firmă de pază. Și cum să-ți explic? Îți dau un exemplu. Doi băieți într-o mașină care sunt pe intervenție să duc la un scandal, înțelegi? Da. Și știi că acolo să mai bate lumea, să mai fac dosare penale. Unul dintre ei face box, unul face lupte greco-romane sau judo. Acum, care știe să imobilizeze mai bine? Luptătorul sau ăla care face box? Luptător. Să imobilizezi infractorul ca să nu facă urât, să poți să chem poliția. Bă, teoretic ar trebui amândoi. Înțelegi? Pe amândoi, dar ăla deci ăla planează și îl mobilizează cu un procedeu, îl pune la pământ, tu îi dai una în barbă, îl pui la pământ sau îi dai una în burtă, e altceva. Mai degrabă e să faci ăla dosar penal care l-a lovit decât ăla care l-a imobilizat și atât. Știi, și l-a imobilizat, cine știe în ce poziție l-a pus cu mâna și atât, știi? Asta e nasol. Bă, și cum vreau să aflu eu de la tine că facem amândoi treaba asta cu YouTube-ul și cum s-a apucat un boxer de YouTube? Bă, eu am fost pasionat și cu gaming-ul, frate, adică eu când eram copil, eu n-am avut bani, mă, n-am avut calculator, n-am avut nimic. Eu la toți prietenii mei când mă duceam, eu mă jucam Counter-Strike, frate, îmi plăcea să stau la calculator, înțelegi? Adică, gen, dacă mă întâlneam cu tovarășii mei să mergem la cineva acasă să facem o băută, stăteam cu ei la băută și după aia le ziceam, bă, lasă-mă și pe mine să mă joc cu meci de Counter, știi? Lasă-mă să fac și un frag, mă jucam pe Snow, pe ăla, știi? Și nu dar acolo a pornit pasiunea mea și dorințele astea să am calculator, să fac treburile astea, știi? Bă, cu YouTube-ul mi-a venit așa instant, gen, eram la Târgu Mureș, eu m-am plimbat cu foarte multe orașe cu job-ul și mă uitam la Neveu, mă uitam la Colo, putem să dăm nume, nu? Da, mă uitam la Neveu, mă uitam la Colo, mă uitam la Bebe, pe Twitch, la Bebe Galil. Nu știu. E un băiat Bebe,
care e Nu prea am cochetat cu Twitch-ul mult. E între primii streamer români, zic eu, nu știu, poate mint, poate nu, dar cel puțin din punctul meu de vedere, eu pe Bebe l-am cunoscut ca și streamer. Foarte și mulți, sunt foarte mulți, mă, în acest moment, dar sunt foarte mulți. Eu care zic de 2015-2016. Ok, te uitai la oamenii ăștia pe YouTube, ok, și pe Twitch. Da. Și mi se părea că bine, că sunt oameni faini, dar nu mi se părea imposibil ce făceau ei, știi? Adică, bă, noi nu putem să facem așa ceva, știi? Aveam un calculator de toată jena, bine, un calculator de toată jena, undeva în 2000, în 2014 mi-am luat calculatorul respectiv atunci și... Păi, deci ai ajuns la primul tău calculator? Nu, n-a fost primul meu calculator în 2014, primul meu calculator a fost în 2007-2006, cam târziu. Bă, eu am avut în clasa 4-a sau a 5-a, deci dacă am început în 2002 școala, da, cam, cred că 2006-2007 și eu, cam așa. Mi-a luat mama că am luat primul întâi în clasă. Păi și e târziu, vărule, alții vezi că aveau internet de la RDS, aveau calculatoare. Bă, mi-a băgat vărule internetul de la Mușat, la noi în Pantelimon, de la Mușat, să zice. Da. Deci mi-a băgat internetul cu calculator odată. Mi-a luat un calculator, m-a dus mama și mi l-am luat din Cora de la noi de aici și a dat vreo 20 și ceva de bastoane atunci. Erau bani, 20-30 de milioane, erau bani, ești nebun. Ce ai, măi, ești nebun. Și mi-a luat o unitate și ții minte că a dat 1 milion în cap pe Windows. Nu era un stres atunci. Deci tu ai avut și licență. Tot, mă, deci eu de la început. La mine a venit tot, cu internet, cu tot și mi-am făcut prima zi. Mi l-a băgat, am așteptat aia de la net să vină, mi-a băgat netul și a doua zi m-am prefăcut, nu știu cum am făcut, m-am prefăcut că mi-era rău. M-am muncit de dimineață până seara la un bor, la vindea haine, știi? Dar angajat la cineva, nu vindea ea, făcea biniță. Și m-am prefăcut că mi-era rău ca să stau la calculator. Știi? Ce dilău ești tu? Și mi-a venit cu netul și mi-am făcut Messenger și aveam primul meu ID pe care mi-am făcut Don cu 2 de N underline Alex. Și l-am pierdut. Don Alex, băi, ia stai mă să mă pun eu pe silențios că ne-a spart telefonul ăsta. Pe mine pe Discord mi-au dat mesaj până acum băieții. Și așa mi-am făcut eu, primul calculator. Bun, și ai zis că te uiteai la băieții ăștia, da? Și cum ar minte? Bă, e imposibil sau nu e? Da. Bă, ți-am zis, deci aveam, în 2014 mi-am luat un calculator, să zic, decent. Uh-huh. L-am luat în rate, că nu mi-e rușine să zic că am luat în rate. Dar eu tot ce mi-am luat acum mi-am luat în rate, aproape. Am dat undeva la... De fapt, el costa undeva la 60 de milioane și 6.000 de lei. În bani atunci. Și nu, în bani atunci, în 2014. Între 5.000 și 6.000, nu mai știu. Scump. Dar era un calculator custom, un Acer Predator custom. Nu custom, Acer Predator zi, din magazin, știi? Direct, deci nu pe piețe. Direct. Nu cum face stresul, făcut direct. Și am plătit la el timp de, nu mai știu, 2 ani sau 3 ani. Deci chiar nu mai știu că am uitat total detaliile astea. 2.800.000 sau 2.500.000, nu știu ceva de gen. Deci dă-ți-o că am terminat ratele. Pe calculatorul la rate te-ai și apucat de YouTube? Da. Dar cum? Pentru că mi-am schimbat placa video. Aveam o placă video pe el foarte slabă, nu mai știu ce denumire avea, că m-am dus acolo la un magazin de calculatoare și vreau să-mi bagi și mie un SSD. Bă, i-am zis la bam și eu un calculator de ăsta de gaming, bagi și mie un SSD. Și am venit calculatorul. Ăsta e calculatorul de gaming, mi-a zis, mă. Bine, într-adevăr, cum e acel Predator? Bă, prietene, aveam, nu mai știu, i7, nu știu, știi tu că calculatorul le-a făcut direct, sunt nasoale. Știu. Ăsta nu e de gaming, bă, băiatul. Și pe aia mi-a arătat, uite, ăstea sunt de gaming. Bă, mi-a arătat alea custom, știi, făcute pe bucăți. Și după aia mi-am deschis ochii, știi? Și mi-am luat o placă video atunci, țin minte, că am dat-o pe aia și am plătit o diferență și mi-am luat un 1070. Nu era seria 1000, mint. Era alea 900, 970, 980. GTX 980, GTX 970, alea. Nu mai știu ce mi-a pus, 970, 980. Și am zis nevastă mea, bă, mă apuc și eu de live-uri, frate. Mă apuc și eu de streaming, știi? M-a apucat pe Twitch și după aia am văzut eu că Twitch-ul nu prea prinde la români și am văzut și pe alții și m-a apucat. Băi, știi de ce m-am mă uimeam așa puțin? Știi cum am apucat de YouTube? Ia zi. Mi-am luat un laptop. Da. În rate. Da. În rate. Și l-am dat la schimb pe un calculator pentru că nu puteam să mă joc PUBG-ul pe laptopul ăla. L-am dat la schimb pe un calculator și calculatorul ăla, eu am plătit în continuare ratele la laptop. Până am rămas cu 48 de lei și n-am vrut să-i mai plătesc pe aia. Da, de ce? O să zic imediat. Deci
Mi-am luat laptopul în rate, l-am dat la schimb pe un calculator. La calculator, înainte să mă apuc de YouTube, m-am dus și am luat o placă video, am făcut upgrade de placă video și m-am apucat de YouTube. Na, vezi, deci ne potrivim la treaba asta. Da, e, placa video. De ce n-am plătit chestia aia? Bă, eu sunt un om care, uite, de exemplu, acum știu și de pe live-urile mele oamenii, mi-am luat de 3 săptămâni Note 20 Ultra, da? E ultimul telefon ieșit de la Samsung, da. Sunt fan cumva Samsung pentru că am avut S9 Plus, S10 Plus și Note 20. Eu sunt Apple pe viață, frate. Bă, că bine că mi-ai adus aminte să... Așa. Îmi place foarte mult să stau cu ceasul pe mână. Bun. E, treaba asta, ca să faci o legătură, eu tot ce mi-am luat, de exemplu, telefoanele mi le iau la abonament. Eu nu dau bani, nu-mi place să dau 60 de milioane din start pe unul. Mi se pare mie, chiar dacă mă umflă mai mult, știu că dau 100 de milioane, mi se pare mie mult mai ok treaba asta, dau pe fiecare lună, știi? Nu e o investiție toată odată. Adică să dai pe abonament. Da, pe fiecare să dau lună. Pe abonament. Bun. Da. Și soția mea e fan Apple și ea, are 11 Pro. Bun, e da mea. Eu, fiind o fire de asta și îmi luam orice în rate, cum am luat laptopul de la Altex, orice în rate, deci la mine orice putea să-mi dea și să nu plătesc instant atunci și să plătesc în lucru, eu făceam. Credit, probabil, făceam credit, împrumuturi făceam, băi, n-am făcut de la provident, dar cred că făceam. Păi, vorbe, dar nu te adunai cu multe, mă, după aia nu ți era greu. Ascultă-mă, eu pentru treaba asta am gândit-o așa, bă, am fost raportat odată din cauza la un abonament la biroul de credit. Mamă, tu ai intrat acolo la lista neagră. Și am vrut să-mi iau, nu știu ce am vrut, să-mi iau tot în rate, cred că un televizor. Și mi-a spus, sunteți raportat la biroul de credit. Pentru o factură, pentru o factură că o întârziasem doar, nu că nu plătisem. Da. Și mi-a dat seama atunci, bă, eu am momente în care, am avut un moment în care eram bubuit cu jocurile de noroc, cu păcănelele, mă jucam, scăpasem de mână. Și am gândit-o eu așa. Bă, eu aș putea să-mi fac credit, provident, bancă, alte. Zic, trebuie să renunț la treaba asta. Și am gândit-o eu așa și mi-a mers. Am zis, dacă nu plătesc ultima tranșă, 48 de lei, mă, deci am mesaj. Da. 3 ani de zile am ținut. Mă raportează la biroul de credit și nu o să pot să-mi fac credit. Și într-adevăr așa am făcut și uite când i-am plătit 48 de lei, luna trecută. Și te-a scos? Nu! Te scoate? Păi nu știu, dar nici nu mă pasă acum, că eu am tras tare. Știi de câte ori am vrut să-mi fac credite sau să chestii de-astea în ăștia 3 ani? De cel puțin 10 ori. Și n-am putut pentru că eram raportat la biroul de credite. Și tocmai de-aia am gândit-o așa. Nu că n-am vrut, adică dădeam 3-4 milioane pe lună și nu puteam să-i dau 48 de lei. Așa e. Bă, uite, eu nu sunt ca tine. Eu niciodată n-am cerut bani împrumut. Băi, mă crezi, cred că m-am împrumutat de 4-5 ori în toată viața mea de când mă știu. Am împrumutat bani, jur, când am, și cu rate de la calculatorul ăla. Okay. A, și la mașină, mașina care o am acum, băieții, unii dintre ei știu, am un Opel Corsa, 1.3, motorină, tot în rate am cumpărat-o. Bine, că am terminat ratele de mult. Da, frate. Câți bani ai de pe ea? Băi, am luat în bancă 5.000 de euro. Ai luat-o nouă? Nu, stai că zic. Am luat 5.000 de euro, dar în lei, nu mai știu cât a fost atunci. În 2000, tot așa, în 2014, că aveam rată și la calculator și la mașină. Da. În 2014 am luat în bancă 5.000 de euro, echivalentul la 230 de milioane, deci mi-a dat bani cash, lei, și am plătit timp de 5 ani de zile 510 lei, parcă. Da, 510 lei. Păi timp de 5 ani de zile. 60 de da, lei. Nu. Am luat 230 de milioane și le-am dat înapoi 300. În cap. De 60 de luni, 5 milioane pe lună. Da. De când fac chestia asta 7 ori pe Omega, știi, mă pricep și eu. Am făcut repede în cap 5 ani cu 12 luni, 60 de luni. Am nebunit toată lumea cu 7 ori 8. Da, dar vezi că trebuie să mai schimbăm, că acum știu toți din instinct 56. Clar, eu am început acum, am schimbat-o. De 2 zile am schimbat-o, am trecut pe altă. Da. Ce întreb? Nu, hai treabă, mă. Dacă zic prostia, aia da. Deci fii atent, e cu română asta. Ia zi. Nu am trec, matematică, gata. Acum o să trec pe științe, cu lulă, cu celulă, cu biologie. Bun. Hai, sunt pregătit. Dacă greșesc, asta e, băieți. Na, e, eu, cum să zice eu corect? Am 6,15 la bacalaureat. Am bacul cu 6,15. Pulai, eu nu l-am. Ascultă-mă. Cum să zice corect? 3 ori 3 face 6 sau fac 6? 3 ori 3... 3 ori 3 face 6, zic eu. Face 6.
Am greșit, nu? Am greșit, nu? Cât fac, Am mă, greșit, nu? 3 ori 3? No! M-ai prins! Fotu-te, noroc să te fut! Bă, mi-a dat o fată. Da, că te uiți la clipul ăsta, te salut. Bă, da, e, și Caterinca, că tu te gândești că și eu ți-o Da, pregătești. dar eu mă gândesc la cum se zice core Da, gramatical, mă gândesc la pe azi e că rezultat, și eu știi? ți-o pregătești. Nu Bă, eu pui bine. face sau fac? E de Da. română, de unde? Căcat, Da, matematică. da, da. Acum, dacă Așa. tu copiezi și eu, nu te superi. Nu, bă, dar ce copiez, mă, uite, mie mi-a dat-o. Eu copiez spada, o vezi spada, că zice, domne, ia uite că eu Da. sunt. E. Păi da, da, Zi. dar nu face YouTube, mă Păi gândesc. și probabil o știe de la cineva care face YouTube. Eu n-am luat Probabil. 7-8, eu l-am auzit la Neveu prima oară. Mi s-a părut amuzant, Să zic, hai să știi, să fac. știi, să știi. Bine, mă, uite, bine că te-am prins aici. Fii atent, tu înainte să faci omegalul ăsta cu 7x7, eu, pe timpul, tu nu făceai pe timpul pandemiei, știi, deci când era lockdown-ul, tu nu făceai, adică făceai omegal, dar nu întrebai 7x8. Nu. Nu. E, eu, pe timpul pandemiei, mă jucam 5M, îi răpeam și îi Întrebai puneam, le șapte puneam șapte. întrebare 7x8, înțelegi? Da. Și după aia, când veneau ăștia la mine pe chat și spuneau, gen, îi întrebam pe omegal, băi, bulangiule, te iei după conacu? Și am zis, băi, bulangii, dracu, eu nu mai iau după conacu. Vedeți că eu, pe timpul pandemiei, când îi răpeam pe ei, întrebam 7x8, nebunii, dracu, care sunteți? Bă, e incredibil de futută, bă, direct așa, treaba asta. Știi de ce? Pentru că omul, uite, omul mă urmărește pe mine, nu te urmărește pe tine. Mă urmărește pe Da, mine de 3 da, luni, mă aude pe da. mine 7-8, 7-8, 7-8, nu mai Ține urmărește pe la altul. tine, ține cu tine, nu se mai uită la Da. altcineva, că știi că sunt Și unii te foarte vede pe înfocați tine, care da. ține numai cu tine, indiferent ce zice. Dacă tu zici că cere negru, pentru el e Corect. cerul negru, știi? E, te vede pe tine și zice, ia să intru și la băiatul. S-a și intrat din niște de Da, 7-8. și mă aud de Și 7x8. omul Și nu mă se arunc în aer, gândește, direct. da, nu se gândește, bă, dar stai că, până la urmă, poate ăsta făcea înaintea lui Conacu. Sau poate înaintea lui ăsta și lui Conacu mai făcea altul și eu nu-l Exact, știu. exact. Nu, bă, suntem foarte, mamă, în 2020, acum mai ales, nu știu care a zis, îl știi pe băiatul ăla care cânta PC Obraznică? Nu, Cocoon Kills nu. ăla, Cocoon Nu Kills. prea ascult Mă eu. rog, bă, deci suntem sensibili la orice, mă. Bă, ți-e frică să mai zici? Bine, și cu cazul ce s-a întâmplat între noi, între ghilimele, așa, și cu Colo. Bă, ne-e frică? Oricum, ne-a schimbat Oricum total. e, oricum e mie târșeală să mai vorbesc cu minori pe Bă, ome. ne-a schimbat total, De atunci, corect? da, ne-a schimbat. Ajungem Normal și că la ne-a treaba schimbat. asta. E, eu urăsc treaba asta, bă, frate. Pe mine mă asociază foarte multă lume. Acum, mai puțin, pentru că și-mi curăț comunitatea foarte mult, cu Imogen. A venit și Imogen, uite, nu știu când o să apară clipul ăsta, băieți și fete, dar mă rog, aseară fiind ultimul meu live, a fost pe live, acolo am făcut Caterin, că trebuia să ne vedem pe Omegle, a intervenit ceva, a stat pe live-ul meu vreo oră jumate, Caterin că Cine? imită Imogen, știi? A fost pe live-ul tău? Da, am stat vreo oră jumate la Ok. Caterin că râdea, E, lumea n-a mai zis treaba aia, că îl vedea și pe el prezent. Dar Da, când nu da, da. era el prezent, a, pe tu-l copiezi, a, încerc să fii. Bă, ar trebui să ne să renunțăm un pic la bully-ul ăsta online, dar nu e neapărat bully. Nu, E, dar îți fute starea. Îți da, fute bă, starea. eu Îți taie cred că vibe-ul. trebuie să vă bucurați de om. Lasă-l și dacă De îl content. copiază 100% pe altul. Bă, uite-te. Vezi dacă îți place și dacă nu îți place, lasă-l, mă. Bă, Lasă-l eu în Dumnezeul lui. sunt pro la copiat, dar să adaugi un pic de la tine. Nu poți să fii 100%. Bă, Corect. uite, mă uit la tine, îmi place niște chestii care le faci, hai să le adaptez și eu, dar pe stilul meu, știi? Eu chiar mai fac și de la tine și de la alții și mă adaptez pentru stilul meu, Bă, știi? dar știi că tu câteodată, de fapt câteodată, noi oameni în general, nu tu direct, noi copiem fără să vrem, tu știi treaba Da, asta? și cuvinte, și Îți intră accent, și vorbe, și... reflex ceea ce-ți place, Da. frate, ceea ce-ți Uite, place. să exemplu, forță rău de tort. Asta toată lumea știe că e de la Neveu și îmi place să o folosesc. Și nu zic la lume, nu mă, că nu e de la Neveu. Da, frate, e de la Neveu și îmi place și o folosesc. Și Uite, ce? eu cred că am greșit și mi-am dat seama recent că am greșit. Eu am fost foarte, pentru că eram afectat de treaba asta, lumea mă asocia foarte mult cu Imogen și eu vreau să fiu, bă, sunt eu, lăsați-mă, știi? Nu mă supăra, pentru că îmi place, îl iubesc pe Imogen din tot sufletul meu, Nu, pentru că e dar Caterin că... trebuie să recunoaștem că poate te-ai inspirat și puțin. Bă... Băi, uite ce Caterinca mișto face Imogen. Hai să fac și eu, știi? Da, dar eu m-a deranjat treaba asta că omul nu-mi dădea mie nicio șansă. Domne, vrei să fii ca Imogen, vrei să faci ca Eu știu, Imogen. am fost. Eu nu scriu pe live-ul tău, eu mai stau să văd ce faci. Bă, Și asta e chiar te-am prins ideea. într-o zi, deci chiar te-am prins într-o zi, cu două faze.
unul tot așa, unul cu Imogen, când s-a luat de tine că îl copiezi pe Imogen și a început să-i dai explicații. Și a mai fost încă o fază că... Ia uite, m-am uitat. Deci faza asta cu Imogen și... A, mai era faza pe Omegle că... A, pe Omegle, mă? Ori faza că îți scriu ăștia pe chat că e altcineva live sau pe Omegle, că domnul îl caut pe ăla. Și tu ai zis ceva de genul, băi, dar oare când vreodată o să vă duceți pe alte live-uri că e Conacul live? Sau oare când vreodată o să mai prind și eu oameni pe Omegle care să zic că, băi, îl caut pe Conacul, știi? Știi? Știu când a zis treaba asta, da. Da. Că te terorizau pe tine pe chat. Dar nu mai știu, orică îți scria cineva pe chat, băi, e live altcineva, da. Sau pe Omegle tu îi întrebai ce faci și îl cea pe-l caut pe ăla, știi? Nu pe Omegle că-l caut pe ăla, că asta cu Omegle s-a întâmplat recent cu Jador, când s-a făcut stream-ul ăla urât rău de tot, că eu nu am vrut să facă. Dar în schimb, bă, cred că a observat toată lumea treaba asta. Eu vreau foarte mult să-mi duc comunitatea, cel puțin ăștia care scrie pe chat. Eu trollerii, infecții, ăia dă în jur, ăia dau complexe de superioritate. Mi-am banat recent, ieri. Ăia nu fute nouă vibe, frate. Mi-am banat recent un membru mare. Adică nu orice, nu a dat 4 lei. Dar ce-a făcut? Dar ce-a făcut? Astea, voiam mai mult, că eu spamez, că eu sunt membru, eu sunt șmecher, tu ce ești? Moderatorul vorbea cu el, bă, nu mai spama, că nu e ok. Bă, eu sunt, eu știu pe ăsta, vorbesc cu el pe Instagram, mă văd cu el. Eu sunt prieten de înainte. Unii au impresia că dacă sunt donatori sau dacă sunt membri, au dreptul să facă orice. Băi, aveți dreptul să faceți orice. Că na, sunteți mai special, vă respectăm mai mult. Normal că aveți un loc mai special. Dar nu trebuie să vă luați acum în cap că puteți să dați cu pișat pe noi să faceți și vreți. Că nu e chiar așa, frate. Eu sunt numărul 1 pe YouTube la pierdut donatori. 100%. Da. Deci știi de ce? Și recent s-a întâmplat o treabă. Pentru că oamenii, omul în general, unii oameni donează să fie în față. Nu-ți donează să susțină stream. Uite, l-am pe un băiat bă care mi-a cărat acum vreo două seri, doar într-o zi, 300 și ceva de euro, donează cu numele anonim, nu-mi place, nu vreau să mă știi, sunt în comunitate. Un om apreciat, frate. Ei, băi, și omul mi-a zis, băi, eu te iubesc pe tine, că-mi place, râd cu tine, fac... Dar așa nu vreau eu. E, altul făcea, dădea 50 de euro și după aia îl vezi de încet. Mai dăm chat? Mai dăm. Ce e asta, mă? Haide, gen să-i zică comunitatea, mai dă. Să vezi, așa astea e, sunt chestiile. Eu nu o să mă vezi niciodată pe mine, pe live-uri să zic, mamă, mai bagă. În ultimul timp de când a venit chestia aia cu donați, băieți, donați, de la stresul, cred că e că mi-au zis băieți că de la stresul. Da. Am făcut și eu pe ultimele live-uri, am zis așa, donați, băieți, donați. Gen, dar mai mult ca Caterinca. Nu mi-a luat hate. Nu, pentru că oamenii mă cunosc, deci, bă, știu. Atitudinea mea mi-o știi deja. Adică nu sunt omul care se uite la bani. Am închis live, Cosminele. Nu știu dacă știi, am închis live. Nu știu, ia povestește. Două bucăți. Am închis două bucăți că am făcut 700-800 de euro și nu făceam nimic. Așa. Și de ce ai închis? Nu făceam nimic. Adică am intrat pe Omegle, pe Omegle. Voiam să fac Omegle, să donat 50. Și nu puteam să fac Omegle. Nu puteai să faci pentru că trebuia mereu să citești donații, să le mulțumești. Da, dar nu făcusem bani de atâta content. Content de atâta bani și m-am enervat și am închis live. Dar le-am zis, dacă mai donați, închid live-ul. Și oamenii mei, comunitatea asta știu. Două live-uri închise cu 700 și ceva de euro, dar nu că am vrut eu să plec. Că dacă o gândești logic, puteai să mai faci bani, corect? Da, mă, normal. Domnule, îmi dădea mai o stare de bine și continuam, ești nebun. Păi da, mă, dar eu am avut atunci momentul și am zis... Zetică bai cu donații de-astea. Bă, am zis, bă, frate, nu am făcut, nu merit banii ăștia. Am avut eu o chestie de-asta. Și am închis live-ul. Deși puteau să zică unii, domnule, ai închis live-ul că te-ai văzut cu 700 de coco. Bă, păi poți să zici așa, dar poți să zici că puteam să fac mai mulți bani. Aia e, că dacă te-ai văzut cu 700 de coco, ai zis, stai să continui, că poate vine o mie jumate. Băi, și l-am închis. Știi? Și tocmai de-aia, eu îmi pierd donatori pentru că nu le dau nas. Donatorii mei acum, care sunt top 2, mi-au donat când aveam 20 de persoane pe gaming, nu pe Omega, nu pe canalul mare, pe la mic. Aveam 20 de persoane, au venit și mi-au dat așa, 1000 într-o săptămână, 1000 într-o săptămână, 2000 într-o săptămână, 1000 într-o săptămână. Da, apreciat, frate, așa ceva. Și oamenii au spus, nu vreau să-ți donez pe la mare, nu mă interesează faima, îți donez ție. Și am zis, ok, da. În pandemie. A, pe canalul tău secundar, pe Conacul Gaming. Da. E, eu nu cred că ar trebui pupați în fun. Într-adevăr, sunt oameni care donează, trebuie să-i bagi în seamă. Bă, nu trebuie pupați în fund, dar trebuie băgați în seamă, trebuie respectați, frate, că nu poți...
Băi, acum cu părere de rău, mă, Hai băieți, eu să... știu că acum vă deranjează, dar un om care a dat 1000 de euro nu poți să-l Da. tratezi la fel ca ăla care n-a dat nimic. Acum, pe bune, frate, și puneți-vă în locul nostru, frate, Nu, că mă, nu neapărat să-l tratez, că merge de chiar tratat așa. poți să-l tratez. Știi cum cred eu că poți trebuie să-l răsplătești un pic, știi? Ai, Și eu trebuie cred să-l că răsplătești, îl că nu răsplătești poți. până beneficiu. De-aia și cu membri. Eu Exact. nu știu, la, nu știu, ai membri? Da. Ai membri. Nu știu ce ai la, uite, la membru suprem, de exemplu. Ultimul Bă, la membru. membru suprem, uite, aici mai cam prins. Eu nu știu Nu ce ai. să le ofer Eu, la ciuperi, dar nu știu. eu la început, prima oară, am avut 2 milioane jumate, membru maxim. Și Da. ziceam la el, moderator pe live, follow pe Instagram, ad postim Am și un și băiat, Master îl cheamă, cu 2 milioane ascultă-mă. jumate. Ad postim și facem un film pornac împreună. Gen, nu e, n-ai. Catering, Deci practic catering. nu-i dădeam nimic, dădeam decât follow-urile și astea dacă conta pentru el. În schimb acum Exact. mi-am dat seama că, bă, stai un pic, că nu-ți plătește nimeni 2 milioane jumate de dragul că ești tu coinacul. Exact. Și acum vrei să zic o combinația pe care o fac eu la ultimele două bucăți de membru? Să râzi? Spune, spune. Deci eu la membru maxim pe care l-am la 500 de lei și am trei băieți Așa. activi în momentul de față, Da. dau așa, dau mărci complet pe fiecare lună. Da, bun. Eu n-am Asta am mărci, văzut-o, vezi? da, asta am văzut-o la Jaxi, recunosc că Da. mi-am pus odată, l-am pus pe gasul, i-am zis, bă, du-te și tu pe mai toate live-urile și uite-te la Da. membri și zi-mi și mie la ultimele 2-3 grade ce dă fiecare. Beneficiile. M-am uitat la Normal, NRV-ul, să mă te rog, inspiri, să ESOC-ul. vezi și tu ce ai de făcut. Da, așa înveți, frate, de la altul. Normal, normal, frate, de la altul mai bun. Un învățat, da. O să venim și la ideea că Jaxi mi se pare the best in the gaming at the E pro, moment. e pro, e pro, e profesional, normal. Așa, fii atent aici ca să vezi combinație. Am trimis pe ăla, am văzut. Deci la membru maxim de 500 de lei, dau așa. Mărci gratuit, full. Hanorac, tricou, cană și mască. Ok. Astea patru. Da. Hanoracul, ascultă-mă, e 120 de lei. Tricoul, dau, nu dau pe ăla la 60, dau pe ăla la 65, adică dau Da. maximum. 120 plus 65, 185. Plus cana, 25, vine 210. Da. Plus masca, 230. Profit 20. Nu, 230. Plus transportul dat de mine, 255. 255 la membru de 500 de lei, da? Gaură 5 lei. YouTube-ul, când îți ia unul membru maxim, 30% parcă. nu 30%, să te mai uiți odată, că mulți faceți confuzia asta, Da? 45% îți ia. De Din la fiecare membru donații, de sau la de tot? orice, de la orice, donații super chat, membru, 45%. 45%. Îți arată unde să te uiți în YouTube, că și la Am tine e la fel. înțeles. E, Da. deci eu 45% din 5 milioane, practic eu iau 260 de lei, na, 260 de lei, da? Eu Da. dau înapoi în valoare 255 de lei. Da, interesant. Vezi? Dar pentru mine nu contează neapărat banul pe care îl fac din membru, ci contează faptul că omul a vrut să-și ia membru ăla Da, din mine. frate, contează gestul. Ei, și la membru ăla de 250 de lei, am schimbat că îl dădeam la fel full și am schimbat și dau la alegere, gen, știi? Dar Da, tot ies cam pe acolo, știi? Adică nu fac profitul ăla, să zici că bubui. Și îl dau în da, da. Da, mă, fiecare lasă că e lună. bine. În Uite, fiecare acum mi-ai dat lună. și o idee. Bă, eu cred că o să le dau ceva de la vagabond. Păi poți să faci, bro. Bă, Să mur. eu Trebuie urăsc să treaba plătești asta. Ăla tot felul. copiază pe ăla. Bă, într-adevăr, sunt și niște chestii. Uite, mi s-a întâmplat și mie. Dar apare câte unul care face exact ce faci. Bă, da, exact. Bă, Da, și aia e deja aiure, e deja atunci e aiure. un pic ciudat, știi? Pentru că ideea e, bă, dacă a reușit ăla cu chestia asta, de ce să vin eu cu ceva să încerc? Hai să fac și eu la fel, știi? Aia Exact, e exact. dubioasă, dar în rest nu. Nu știu, cred că e ok să copiezi, să te inspiri, E să ok, frate, încerci. normal că e ok. Eu ți-am zis, eu sunt pro la treaba asta, nu am Când nimic în ce an împotrivă. te-ai apucat de YouTube? 2015 sau 2016? 2017. Oh, deci nici 15, nici 16, 17. Deci, în cât timp, 2017. deci 3 ani de zile, cât ai făcut în 3 ani de zile? Abonați. Bani sau Abonați. abonați? Păi acum am 51, stai să mă uit. 51.000. Stai puțin să zic exact. 51.3. Ok, puteai mai mult? Da, puteam mai mult, dar nu-mi permite timpul. De ce nu, nu știu, de ce n-ai ajuns? La ce sumă că te vedeai tu acum după 3 ani de zile, sincer? Care fie Dacă atent. lucram, dacă eram full time, Știi, fii atent, fiecare YouTuber ne gândim noi, avem noi cât merităm noi? cât merităm noi? Cât crezi tu că meritai acum, sincer?
Uite, zic eu, eu mă gândesc undeva la 100-150 de mii. Dar știi de ce mă gândesc așa? Pentru că văd ce există în momentul de față la 100-150 de mii. Adică alți poți fi la fel sau mai bun. Da, 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 da. Întotdeauna vreau să fiu mai bun, întotdeauna vreau să evoluez, știi? Nu vreau să rămân așa sau să fiu ca ăla. Da, normal. Bă, eu tot cam acolo. 80-100K. Aș zice eu că mi s-ar potrivi. Dar știi cum e faza? Când te vezi la 100K, vrei 200K. Când te vezi la 200, vrei 300. Când te vezi bani, la 500, zici, mamă, ce mișto ar fi să am milion, știi? Când n-ai bani, vrei bani și când ai bani, vrei mai? Vrei mai mulți. Păi vezi, aia e. Exact. Așa e și pe YouTube. Eu cred că YouTube, nu știu, cred că întotdeauna vrei să crești. Deja a devenit un stil de viață, deja face parte de noi, deja... Dacă eu nu m-aș vedea, deci eu fără canal nu știu ce aș face, nu știu, tu te-ai gândit la treaba, tu ce ai face fără canal? Bă, nu ce-ar mai, fi nu mai, cu fără YouTube? E prea negru visul ăsta. Încearcă să răspunzi, ce-ar fi Conacu fără YouTube? Ce-ar face Conacu dacă nu... Bă, m-am atașat prea mult de YouTube. Răspunde-mi acum, te întreb și eu, da. Q&A. Ce-ar face Conacu acum dacă n-ar bă, fi... probabil m-aș întoarce iar la Fortuna pentru că îmi place să lucrez cu oamenii. Am fost întotdeauna... Adică ai lucrat la pariuri. Da, am fost întotdeauna... Mi-a plăcut să mă înconjor de oameni și să fiu în mijlocul oamenilor sau cu oameni în general. Și asta și mă ajută pentru că îmi place acolo, chiar dacă am 10, 15, 20, 100, 1000... Îmi place să știu că sunt cu cineva lângă mine, că mă vede cineva, că vorbesc cu cineva. Să specializezi, să vorbești, da. Să fii ascultat, să... Tocmai și de-aia mă întreabă foarte mulți și mulți se și întreabă în ultimul moment, bă, cum am bubuit eu așa, că se vede o bubuială la mine, știi? Ai o bubuială de 10.000, 15.000. Nu da abonați, de oameni pe live. Eu nu o văd ca o bubuială. Eu văd ca un, cumva un rod, știi? Roadele muncii. Pentru că mulți bă, oamenii, unii dintre ei nu știu... Cât ai muncit și tu și cât muncești și eu, noi tragem foarte mult pentru platforma asta, foarte mult tragem. Și consider că trebuie mai mult. Pentru că alții nu trag atâta și au mult mai mult. Poate greșesc, păi poate da, da, mă deranjează care... ceea ce am zis, dar asta e adevărul. Bă, știi cum cred eu? Că ăia care nu trag atâta ca noi, îi au tras înainte și acum doar stau și... Știi la cine am auzit treaba asta? Dar nu treaba asta, am auzit la Neveu odată. Bine, oricum, Neveule... Te pupă tata, ești cel mai gras om după platforma asta. Ești numărul 1. Să-ți dau un pumn în ochi. Bă, la Neveu am auzit o vorbă, ci că bă, ieți, am muncit și eu toată perioada asta pandemiei, live de live, am făcut și eu live de live, mi-am pus și eu bănuț pe bănuț și acum mi se pare normal să culeg și eu roadele muncii mele, să mă bucur și eu de bănuții ăștia și să stau și eu frumos pe spate. La el am auzit treaba asta. Mi s-a părut ciudată. Bine, Neveu un tip foarte impulsiv. Și am avut o perioadă de asta în care am vrut să iau o pauză, gen, nu știu, să fac live vreodată la 3-4 zile, să pun un clip odată la pe săptămână, ceva de genul. Nu există pauză pe YouTube. Simțeam că vreau să mai fac și altceva și să mă relaxez un pic. Crezi că chiar există pauză pe YouTube? Vorbeam cu Neveu la telefon și a zis, tu ai fi un mare prost dacă faci asta, că după ce că ai oamenii pe care i-ai, dacă nu mai faci, o să-ți plece și ăia, înțelegi? Nu există pauză, trebuie să tragi mereu în continuu. Simți că există pauză pe YouTube, nu? Mereu trebuie să produci, mereu. Cel mai bun exemplu e Dorian Popa, frate. Dacă am reușit la nivelul lui, adică nu că la nivelul lui. Noi nu avem cum să facem ce content face el, în ce anturaje să învârte el și unde să duce el și ce face asta el. E, dar să postezi în fiecare dimineață, eu zic că oricine ar avea succes. Băi, indiferent ce filmezi. Bune, bune, poți să stai pe scaun și să vorbești subiect. Păi da, ia zi și perioada. Dacă ai postat în fiecare dimineață, eu zic că... Ia zi și perioada, doar. Perioada în cât timp să fosezi. Pentru că eu am făcut experimentul ăsta. În fiecare dimineață. Am vrut să văd cât bubuie canalul și am păi filmat și postat-o în fiecare 7 zile în fiecare zi. Puțin. Postează o lună, două, trei. Dar păi da, dar trei luni. Ce postezi tu de trei luni? Ce postezi de trei luni? Bă, nu știu, mâncați așa. Deci, până la urmă, că rămâi fără idei, postezi cum să deschide ușa, numai să postezi. Înțelegi? Asta e ideea. Tu gândești așa cum am gândit eu când am făcut alea. Eu am vrut să intru în algoritmul YouTube. Și eu la fel, frate. Deci, crede-mă că am clipuri de te cacă râsul. Cum să deschide ușa, cum să deschizi o doză de psuc. Bă, le-am încercat pe toate, cred, și cred că mai am de încercat. Nu știam treaba asta. Da, mă, dar vezi da, că dacă frate. Trebuie să fii și relevant un pic, știi? Uite, și cel mai prost exemplu pe care pot să-l dau, de fapt, cel mai bun exemplu, pe care chiar trebuie să vi-l zic, care mie mi se pare foarte de căcat treaba. Eu am postat, știi că mai făceam și un podcast, mai fac și eu din Joi în Paști.
Am un prieten care e în legiunea străină, știi? Am făcut un podcast cu el, foarte interesant, ce face acolo, ce se întâmplă, adică foarte, foarte interesant, care nu afli de la oricine, știi? Apropo, vezi că astea cu bombardeaua nu sunt permise, gen, să nu vorbești de, știi ce s-a Da, întâmplat da, cu da, 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 America da. cu de-astea. În fine, că nu vreau să vorbesc ce subiecte am vorbit. Ideea e că am făcut foarte puține vizuri. Și te aștepta la mai mult. Mă aștept la mai mult, frate, deoarece cu subiectele. După aia, la câteva zile, am postat altceva, foarte random, foarte neinteresant și a făcut de 4 ori mai multe vizuri. Și am zis, Asta e băi, nișa. e nasol. Asta e nișa. Am Pe zis, e nasol. dacă te gândești așa, asta e A, uite, nișa. gata, mi-am să aminte. Cum s-a prins de becul? Un clip de 1 minut. A făcut de 4 ori mai multe vizualizări decât interviul cu legionarul, frate. Bă, frate. Ți se pare normal? Da. Da, de ce? Pentru că nu e vorba de nișă. Adică, uite, Montana, tată. Când Da. a apărut Montana, A rupt. bubuise, deci, băi, lui nevastă mea, lui mama, pe telefon, mama nu se uită la de-astea. Băi, Mă uitam cu colegii la muncă, dracu. îl recomanda YouTube-ul, tuf, 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 Mă băga uitam cu YouTube-ul. colegii la muncă la el. E, de ce? Câți oameni care să fi fost ei la închisoare, mai știi tu și să zică, cu toate că, bă, să mă ierte Dumnezeu, acum, nu știu dacă o fi mințit el, sper să nu fi mințit, dar Nu cred. unele erau prea ciudate, știi? E, dar, adică ciudate că mi se părea mie ciudate, dar probabil dacă eu n-am fost niciodată acolo, de unde să știu eu? Exact. Dar a bubuit, bă, Da. frate, nișa. Iar ca fapt Da. divers, s-a calmat treaba cu Montana și a dat lumea seama cum e acolo, gata, Montana, ok, a făcut 100 de mii rapid. Ai văzut că era nebunie la el. Da, mă. Bun. El m-a și ajutat, deci chiar m-a A promovat. venit, cine acum? Dr. Ace, cu Nea Petre. Da. Ia! Bum! Pentru că e nișa. Deci pe nișa asta cu închisorile nu era nimeni, absolut nimeni pe care eu să știu. A venit Așa. Cosminel, Cosminel sunt, că ești cu mine aici, a venit Montana, s-a pus imediat, bam, 100 de mii. Da. A venit al doilea pentru că e primul deja Montana, al doilea ce a făcut? N-a mai făcut 100 de mii, dar a făcut 50 de mii. A S-a făcut pus 50 de mii. imediat, bam. Vezi? E, nișa se umple și mai e loc. Mai e loc Mai e, pentru mai e, că mai 2 3 e, care să fie făfuleu, e bine. Iar la fel cred că putem să zicem și de Imogen. Nu era nimeni cu nebunia lui Imogen așa. așa e. Da? A venit Imogen, s-a pus primul. Chiar dacă lumea mai Da. făcea story time-uri, chiar dacă lumea mai făcea Caterinca, chiar dacă lumea mai făcea farse, ce făcea el la telefon, nu știu, că a făcut într-un live, nu cred Da. că a făcut mereu. Dar Imogen s-a pus bum pe primul loc, da? E, și acum orice vine n-are cum să vină aici din prima. Pentru că Nu mai el e poți. primul. Vine aici. Foarte greu. E, și vine aici. Problema e că între astea două straturi Trebuie să faci e ceva. o plapumă, e o pătură, un substrat de oameni care spun tu îl copiezi pe Imogen. Da. Tu vrei să fii ca Imogen. Nu, eu doar sunt la fel ca Imogen. Sau poate că suntem aceleași caractere. Oamenii n-au cum să înțeleagă. Decât dacă sunt open-minded. Da, Și exact. de-aia nu ți-au prins clipurile, pentru că e vorba de nișă. Eu, Da. vorbind de Dorian Popa, eu m-am inspirat, cum se inspiră și Neveu astăzi, am văzut, astăzi, Da. gen, cu thumbnail-urile alea colorate. El a fost deștept. Ce atrage? Copii, coloratul, culoare, să fie. Și PewDie, dacă PewDiePie, într-un clip pe care l-am făcut și eu, cum se face un thumbnail Photoshop, Da. am clip pe canal, ziceam felul următor. După ce termina tot, Da. terminator, umbla la saturație, dădea culori, mult, mult, mult. De ce? Pentru că atrage clicul Atrage copilului. atenția. E, Da. așa făcea și el cu rama aia pe care am luat-o și eu și au zis, băi, de ce faci thumbnail-urile? Păi, pentru că prinde și pentru că întotdeauna se găsește un lider pe YouTube-ul ăsta, Și s-a știi? inspirat și ce era Poate și asta? el de la alții făcea la Exact. fel. E, dar întotdeauna eu cred că e efectul ăsta de turmă, știi? Adică, uite, îl văd pe Shelly, îl văd pe X, îl văd pe Y și vreau să fac și eu ca el. Ai o problemă cu Mi se treaba pare asta? normal. Mi se pare normal. Și oamenii ăștia care țipă cel mai mult sunt oameni care, în general, nu fac nimic. Nu fac absolut nimic, nu creează nimic. Eu îți Nici. dau cel mai bun exemplu când îmi fac live-urile de la antrenament. Sunt foarte mulți care comentează cum lovim, cum ne mișcăm. Am un băiat acolo care este mai grăsuț și râde de el, frate. Deci râde de el în chat. Dar veniți mă și voi în sală și faceți ce face el. Faceți jumate ce face el. Să vedeți cât de greu e.
Păi e ușor, frate meu, de la tastatură de aici zic, mamă, ce slab e ăla, mamă, ce gras e ăsta, mamă, ce prostești, să te fut în gură și e tâcă, știi? E foarte ușor. Și mai ales de pe conturi anonime, știi? Hai să mai dau un exemplu. Noi doi nu putem să ne luăm de lume. Pentru că ne caută, ne găsește, ne... Dar unul care vine cu un cont anonim, zero abonați, poză default, normal că poți să înjuri pe oricine, de toți morții, știi? Clar. Aici e problema. Bă, trebuie educată un pic comunitatea. N-ai dar... ce să mai duci, frate. N-ai ce să mai duci. Bă, cel puțin comunitatea ta. Eu cred că poți să ți-o educi. Comunitatea ta, da, da. Comunitatea altora n-ai cum. Uite, de exemplu, acum, hai să facem o comparație între mine și tine. Nu știu, nu, chiar nu am urmărit niciodată chatul să văd cum că nu m-a interesat, pentru că m-a interesat. Eu i-am mai agresiv, poate. Îi lași agresiv? Vezi în opusul meu cumva. Îmi permit că mă amuză, știi? Pentru că eu nu accept așa ceva. La mine toată lumea respectă. Vine unul cu poză default și e unul care mă urmărește de un an, nu e o diferență între ei. Suntem toți și așa. Și la mine la fel, nu facem diferențe. Da, eu nu las pe ăla să vorbească de sus lui ăla altul. Da, normal. Cum ți-am zis la începutul podcastului, cum s-a întâmplat cu membrul ăla. Domnul, eu știu de un an, eu am membru mare, eu vorbesc, fac ce vreau eu. Tu nu ai membru. Păi nu e mai așa, mă. Nu e chiar așa. E. Trebuie să ai respectul ăla, frate, pentru toată lumea. Bun. Că poate gândește că poate și-ar lua și ăla membru, dar nu are bani. De ce să-l judecăm? Știi? Cum vezi colaborările dintre youtuberi în momentul de față? Bă, o întrebare foarte bună. Colaborările dintre youtuberi e mare șerpărie. Se fac cifre pe cifre sau cum? Hai să-ți dau un exemplu cum o gândește lumea. Noi doi să facem live în același timp, să colaborăm în același timp, deja se creează discuții că păi stai așa, că donatorii tăi vin la mine, donatorii mei vin la tine și e inevitabil, dacă nu viitorul apropiat, viitorul îndepărtat, să se creeze discuții. Înțelegi? Și de-aia nu prea să fac colaborări, și sunt câteva colaborări, dar foarte puține, știi? Între streameri care fac live, știi? Bă, colaborările care se fac între vloggeri, gen eu fac clip cu tine, tu faci clip cu mine, e bine. Oamenii mei se uită la tine, oamenii tăi se uită la mine, este bine pentru amândoi. Dar la live-uri este un pic mai dificil, pentru că să mănâncă între ei, să gândesc, stai că pleacă lumea de la mine, vine la tine, după aia pleacă lumea de la tine, vine la mine. Am văzut un TikTok și cred că e cea mai bună explicație, un TikTok pe care l-am văzut. Adică eu așa o văd, de-aia nu prea vedem noi colaborări între streameri live. Știi TikTok-ul ăla cu șmecherii stau cu alți șmecheri? Ăia cu bani stau cu ăia cu alți bani, fotbaliștii stau cu fotbaliștii, boxierii stau cu boxierii și prietena ta e curvă și tu îmi spui că nu ești. Nu e cam la fel? Câte colaborări vezi tu oameni super mari sau mari cu oameni mici? Nu prea. Pentru că ăia mari nu vor să ajute pe ăștia mai mici. Bă, dar nu e chiar un ajutor. Uite, eu la podcast, când l-am avut în episodul 3 sau 4 pe Alex Alvarez, știi? Da, forță, l-am văzut, m-am uitat. 900 și ceva de mii, aproape un milion, aproape da? Milionul, da. Știi ce mi-a zis omul ăla? Ce? Nu o să alergi întotdeauna după abonați. Știi că nu l-am crezut prima oară? Mi-a zis, bă, domnule, la un moment dat nu mai... La saturație și nu-i mai trebuie. Nu, eu am zis pe data asta, zice așa pentru clip. După aia am ajuns la vorba lui. Și de ce? Uite, aseară, mă jur pe orice vrei tu. Eu aseară ce ziceam, urlam pe live. Băieții, haideți să facem și noi 60.000. Și lumea spamanceat. Avem 61.000. Și eu eram... Nu-ți mai știi numărul. Da, de ce? Pentru că am început să cresc și pentru că mi-am setat un mindset să nu mai uit pe abonați. În schimb, am renunțat la mindset-ul ăsta să nu mai uit pe abonați și am revenit la altul. Nu la vizualizări, la oamenii de pe live. Mă uit acum, deși înainte nu mă uitam. De ce nu mă uitam înainte? Pentru că mi-am dat seama că dacă aveam 20 pe live, făceam un content, și dacă aveam 100, mă schimbam radical doar ca să-i țin pe aia mai mult pe live. Hai bă, că să știi că și eu sunt la fel. Bă, când văd 1000, deci când văd 1000, mă ia hype-ul și mă schimb. Și când văd 200-300, sunt așa. Eu,
Eu am revenit iar la treaba asta să mă uit pe câți oameni se uită la mine și de ce? Pentru că am avut o lună, acum o lună, îmi picau live-urile, știi? Și n-aveam cum Da. să verific pentru că făceam cu Streamlabs obiect și Streamlabs îți arată doar că ești live și atât. Nu ți arată că Da. ți-a picat. Și nu puteam Da. să mă mut instant pe obiect și îmi țineam telefonul deschis și vedeam inevitabil câți oameni sunt pe live. Și atunci am zis, haide mă. Dar în schimb, nu mă mai afectează când nu-mi intră atâția cât vreau eu. Uite, eu de la o vreme evit să mă uit cât sunt. Deci pur și simplu nu vreau să mă uit, nu vreau să știu, frate, pentru că îmi schimbă comportamentul. Și evit să mă uit. Chiar, uite, mai dau pe Omega, îl dă unii, na, eu le mai dau canalul, frate. Și eu Știi, le mai care îi dau, văd în pe ultimul de treabă, timp. eu le dau canalul, știi? Până la urmă, na, ne mai face și niște abonați, știi? Da, și eu Care le vezi că dau. sunt de treabă, merge să le dai canalul, știi? Și îi întreabă, bă, câți ai pe live? Nu știu, bă, nu știu. Și le zic, nu știu, și după aia te întrebi tu. Nu spuneți, că nu vreau să știu. Da, ei spun, scriu. Da. Mă Bă, trolează, știi? e, până la urmă, cred că ar trebui să ne bucurăm de treaba asta, câți oameni urmărește. Nu Băi, cred că ne noi definește. ar trebui să ne bucurăm și dacă sunt 100, mă. Și eu mereu mă gândesc, băi, pune ăia 100 în fața ta. Bă, Cum ar fi? nu doar asta. Cred că nu ne definesc cifrele astea ca oameni. Băi, eu nu Bă, prea nu, contă crede-mă. cifre, dar vezi că sunt unii care te judecă și te cataloguează după câte persoane pe live și după numărul de abonați. Da. Înțelegi? Uite, eu am un prieten nebunul cu care mă joc 5M. Deci băiatul ăla merită mult mai mult, știi? Și gen lumea, Cântărețu? na, are 80, 100, 200 pe live, știi? Ar Ah, merita, ok. din punctul meu de vedere, mult mai mult, știi? Și, na, Crezi că înțelegi? sunt Lumea... oameni overrated pe YouTube în momentul de față? Sunt și overrated, sunt și underrated. Nu ți se pare normal? Uite, overrated nu, dar hai zi-mi underrated pe care crezi tu. Underrated? Eu am unul singur pe care nu știu, chiar nu știu ce se întâmplă cu omul ăla și îmi doresc din tot sufletul meu să ți zic. Underrated, aș putea să dau doi. Zi. Prietenul meu nebunul, după cum am zis, Așa? și Options. Bă, la mine primul și singur e Options. Bă, eu nu înțeleg Ajut! ce. Amândoi ne-am gândit la el. Bă, Pentru nu că face înțeleg live-uri în ce. fiecare zi. În fiecare Mă, zi face dar nu live-uri. doar că E face live-uri în ca fiecare și cu zi. toată lumea. Mă, ce are omul ăla de nu reușește, mă, frate? Bă, eu nu pot. Bă, mă uit la el, frate, îmi place stream-ul, îmi place cum și-a aranjat, îmi place canalul, îmi place tot. Vorbește și e caracter și știi? Băi, ce se întâmplă cu Options, frate? De ce nu e, de ce, nu știu, mi se pare cel mai underrated din toți YouTuberii pe care știu la momentul actual. Deci din tot ce știu eu în momentul actual, cel mai underrated. Exact, exact, Deci exact. mie, eu dacă mi-arătai live-ul lui, doar live, atât și nu-l Eu sunt de cunoșteam părere că nu l-ajută și YouTube-ul. îmi ziceai de abonați câți are fără să știu, fără să-l cunosc, îți ziceam că are 70, 80, 100 de mii. Deci nu știu, mi se pare super underrated. Deși sunt și oameni overrated. Uite, eu la un moment dat am impresia că sunt overrated câteodată cu oamenii de pe live. Sunt. Și nu fac nimic. Sau și dacă fac, sunt cringe. Sau cred că ajută și cringe-ul ăsta, mă gândesc. Da, mă, Știi pentru ce? că e tot un tip de content, tot un amuzament, știi? Cringe e tot content, tot amuzament e cringe-ul. Uite, de exemplu, l-ai văzut pe băiatul la I Want to See? Ivan 2C. Da. Catena. Da. Bă, noi ascultăm muzică, da? N-ar trebui să aibă nici 5.000 de vizualizări E, clipul ăla. nu, pe a făcut lumea reacționare și s-a dus. Bă, da, vezi, ăla e tot un timp de content. În ochii lui, în ochii noștri nu Da, te e. amuzi, dar vezi că el se crede trapper, nebunule, Păi el se crede cântăreț. da, corect, dar a mai apărut, uite, aseară am dat subscribe la o fată, mi se pare așa super modestă și Așa. pe treaba e Sandra Vlogs, o știi? Nu. Tipa aia cu căștile alea mari și un pic e mochid așa, știi, pare așa, gen, și are căști de alea mari așa. Am înțeles. Și A ce-i cred? cerut-o în căsătorie iubitul ei după 4 luni sau 5 luni de relație la 17 ani și a zis da. Ok, și Bun. Bă, nu, asta am văzut clipul aseară și a scos și ea Harley Quinn și Batman de București. așa. Pe bune, melodie? Da. Așa. Vrei să o asculti un pic? Dacă poți să o pui pe podcast, O da. punem, o punem, o punem. Lăsăm un pic să auzi. Punem acolo câteva secunde. Păi nu afectează. Batman de București. Nu, câteva Nu secunde, afectează nu. nimic melodia. Deci fii atent aici. Stai așa Pune câteva. refrenul cumva. Păi da, încerc să pun refrenul să vedem, să vezi cum sună. Dar nu refrenul, îți pun, uite, Aha. da. Stai așa. Ia uzi. O să te enerveze și
Nu sună rău. Bă, nu că nu sună rău. Seamănă cu Catena. E, da, e... Sau cu Jokerul de Galați. E parodie, că i-a zis, știi? Da, da, e, da. Că, cum crezi, cum cataloghezi treaba asta? Adică vine unul, ai văzut foarte multă lume, vine și zice, Cosminele, du-te dracu de boschetar. Bă, coracule, futu-ți, bă, gamea-și ban. Băi, Cosmin, da. Era Caterinca, bă. Aaa, da, să știi că am pățit așa. Vine după Alcon, bă, era Caterinca. Cum ți se pare oamenii ăștia care să imediat fug după treaba asta, e Caterinca, domnule? Adică, stai... Dă căcat, a văzut că ai luat foc și că i-ai dat bani și acum își găsește scuze, știi? Ca de și cum melodie, bune. Ai văzut că orice om, mă rog, și au scos piesele astea și la un moment dat, bă, stai un pic, că e pamflet, nu mă critica. Ei se așteaptă să nu fie criticați. Hai să mai dau eu alt exemplu. Am pus pe TikTok, eu am un cuțit la inventarul 1200 tău. De euro și o perche de mănuși la 1600 de euro. Și am făcut un TikTok, am filmat ăstea și am zis, băi, nebunilor, vedeți că inventarul ăsta al meu costă cât, nu știu, cât mobila voastră de la bucătărie. Am pus TikTok și am scris text mare, mâncața și pe tot clipul ăla, acesta este un pamflet, tratați-l ca tare. M-a înjurat, deci cred că am 1000 de comentarii la TikTok-ul ăla, 500 m-au înjurat. De ce te-au înjurat de 500? Probabil că nu știu ce înseamnă pamflet, nu știu, că nu știu de Caterinca. Eu i-am și atenționat, e pamflet, că știam că asta se întâmplă și am pus acolo. Da, dar ai și dat în ei. Păi am dat, mă, dar am dat la Caterinca și le-am și zis, băi, Caterinca. Da, și asta e așa. Da, nu știu ce să zic. Cum ai fi reacționat dacă ai fi văzut TikTok-ul ăla? Ce aveai în cap? Am râs. A, tu l-ai văzut? Da. Ai râs, vezi? Am râs. Dar dacă nu mai zis acolo că e Caterinca, mai râs, râs. Am râs și am zis, iau, treci pe asta. Da? Are o problemă, dă bagă bani în CSGO. Nu, mai că nu mai bag. Asta am gândit eu. Da, 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 nu mai bag. Dacă tu mă vedeai pe mine, dacă tu mi-ai văzut, dacă făceam clip și scriam... Am luat 180 de milioane la aparat. Ce spune? Eu tot și pe ăsta și joacă la aparat. Da, eu tot și pe ăsta. Ce vicios e că ai vicii, că ești jucător de păcănele. Vezi? Că astea. E ușor, da. În 2020 e ușor să ne criticăm pe orice. Ia uite, da. Bine, că eu oricum mă gândeam, pe stai mă, vă rog. Ai vagabon pe tine? Ai 300. Ai vagabon pe tine? Așa. Nu mai cocalare poartă vagabon. Vezi, te-am criticat. Te-am criticat. Nu, dar asta e pe bune, poartă cocalar vagabond, nu? Păi nu, sunt conceptele noastre, sunt etichete puse. Ia uite un pic. Nu cred că arăta cocalar, mă, pulă. Cocalar era ăla cu... Ai pantalon cu bagaj. Hă? Au bagaj pantalonia. Da. Da, mă, nu, cred că e foarte ușor să ne criticăm în 2020. Da, mai ușor, ți-am zis. Nici eu nu te haleam pe tine la început, nu ți-am zis. De ce nu mă haleai? Nu te haleam pentru că trăiam cu impresia că îl copiezi pe Imogen și că tragi prea mult de tine, te chinui prea mult să-l copiezi. Nu-mi înțelegeai vibe. Eu te vedeam cringe, că îl copiezi pe ăla. Nu te haleam, frate, simplu. Și acum ți-ai schimbat. Și acum ți-ai schimbat. Asta să continui, frate. Niciodată, gen, nu te-am înjurat în gândul meu de morți, de rănit sau să-l te fut în gură. Sau pur și simplu, când vedeam acolo conacul, intram un minut, mă dureau ochii și plecam. Dar niciodată nu am apăsat dislike-ul, niciodată nu am scris în comentariu cu Alcon sau ceva. Și după aia, nu știu cum, deci eu chiar nu mai știu cum am început noi să vorbim, să țin legătura, poate știi tu, eu chiar nu mai știu. Te-am mai urmărit, tot am mai intrat și ușor, ușor mi-am dat seama că și ești tu mai retard, așa e stilul tău, așa. Nu știu cum am luat legătura. Eu în ochii mei, tu ești retard, dar la modul Caterinca. Da, pentru că încerc să-mi fac un entertainment, știi? Da, dar în ochii mei tu ești retard, dar la modul bun. La modul bun. Ce ești, frate? E, asta e eticheta pe care mi-ai pus-o mie, știi? Da, eu vreau da. Să mă cred, eu vreau să mă cred amuzant, da, inteligent. Pe asta, amuzant. Asta e. Și tu te crezi amuzant. Și tu crezi ceva despre tine, vezi? Bă, eu am zile și zile. Zile când sunt amuzant, zile când sunt plictisitor. Etichetele astea. Zile când sunt agresiv. Depinde de starea mea. Etichetele astea, eu cred că între YouTuber dăunează cel mai mult. Uite, de exemplu, pe tine. Abonați YouTuberilor. Da, da, revenim iar la treaba aia cu cum ți crește așa ei, știi? Da, da, bun, așa. Uite, eu sunt complet contra, deci 100%, 101% contra chestiilor ăstora, boți pe YouTube, vizualizări false, cumpărări și pula mea, promovări și așa. De exemplu, tu faci promovări. Am fost de multe ori acuzat că eu îmi bag boți
pe YouTube. Îți bați boți? Eu recunosc că mi-am băgat boți pe Twitch, dar pe YouTube nu. Poate câteodată mă boostează cineva cu gândul să-mi facă rău, adică la modul... Boți îți fac rău? Da, pentru că am înțeles că te banează, că îți dă strike, că gen... Păi dacă nu ți bași tu, n-au cum să știe treaba asta cine ți bagă. Asta e, că dacă nu ți orică ți bași tu, orică bagă altcineva, păi iau da. Impresia că tu faci rău la canalul tău și poate cine știe, păi știi, nu, se întâmplă ceva. Nu cred. Și de ce? Pentru că e cam viața reală. Eu mă duc conacul din București, arunc o piatră, sparg geamul și îi dau un cap la vecinul care rămâne hau. Da. Și ce vine și spune, cine a dat vecinilor? Și eu sunt vecin, că și spun, ies. A, păi l-am văzut pe un băiat, Cosmin Nelson, pe strada la altere din Pitești. Și așa. Știu că ai fost tu? Nu știu că ai fost tu. Și automat, cum să te legi pe tine pe ce am zis eu? Așa e și asta. Da. Așa e și asta. Dom'le, ăla are post pe canal. Păi hai să-i închidem canalul. Păi dar nu și bagă el. Păi cine mă interesează pe mine? Păi stai, dom'le, că așa automat poți să ștergi toate canalele de YouTube. Te enervezi, exact. Bagi dracu, boți acolo. Eu pe Twitch îmi băgam. Deci sunt site-uri de boți pe Twitch. Și, deci, fii atent. Ca, uite, că cum m-a apucat de live-uri, am omis treaba asta. Gândește-te că eu când m-am apucat de Twitch și de live-uri, ai văzut cum e Twitch-ul, că nu te promovează, gen, dacă te-ai apucat, ești acolo jos de tot, te descoperă, cred că în 3 ani de zile, ești nebun, da. Dacă te descoperi și în 3 ani de zile. Și gândește-te că eu în a doua zi aveam 1000 și ceva pe live, 1003, 1004, 1005, 1000 erau boți și cred că 5 erau pe live. Și băgai tu boția? Da. Și eram în primele două linii, ai înțeles? Gen, dacă intrai pe Counter-Strike, Cosmin era pe prima coloană sau a doua. Te-a boostat? Da, mi-au venit și abonați reali. Da. Fii sincer, pe YouTube ai încercat? Nu. N-ai încercat. De ce? De ce n-ai încercat? Pentru hate. Te acuză lumea acum că ai boți pe live? Bă, văd că s-a mai potolit. Mi-auzeam, nu știu, acum câteva luni. Păi și cum, uite, vreau părerea ta, cum identifici tu un canal care are boți pe live? Un live. Like-uri. De exemplu, am văzut canale cu 100 pe live și 3 like-uri. Ok. 3 like-uri n-am văzut. Uite, eu de exemplu, am văzut eu canale cu 100-150 pe live și 3 like-uri. Vreau să vorbim despre treaba asta și încă una cu promovările. Deci eu îmi dau seama tot din like-uri, că îți dai seama din like-uri, ci că ar exista și boss de dislike și boss de like, nu știu. Da, dar uite, prietenul meu ne pățește. Pățește cu bot. Și eu am avut pe bot. Dar știi care e problema? Când își închide live-ul, dispar dislike-urile. Asta vreau să zic. Și că bozi mi-a zis și mie că cineva i-ar băga bot ăștia. Ascultă-mă. Uh-huh. Ideea în felul următor. Eu mă uit la mine. Eu am 1000-1500. Da, cam mai sar. 1900-2000 a fost. 2100 a fost maximul meu pe un. Bă, eu cel mai mult am avut 2600. Când a avut tovarășul meu gală de MMA. Bă, nebune, scriei MMA pe YouTube și eram al treilea live. Eram al treilea live. Okay. Pentru că erai live. Nu, am plătit pay-per-view și am făcut live. Că am plătit pay-per-view. Ce ai plătit? Pay-per-view. Adică, gen, eu am intrat pe site-ul respectiv, am plătit, deci lumea trebuia să plătească să vadă gala. Eu am plătit și am făcut live cu gala. Și te-au lăsat? Bă, da. Nu mi-au închis live-ul. Dar după aia am șters eu live-ul. De ce? De frică să nu-mi iau strike. Nu puteai să salvezi? Și să-l luai de ziar? Sigur îmi dădea. Nu, că nici în ziua de azi nu poți să găsești gala. Decât dacă plătești și vezi reloare. Ok. Bun, deci vorbim despre treaba asta, să nu derivăm. Eu am 1500, da? Astăzi zice așa, am o muscă, 1500 pe live. Eu întotdeauna fac peste 2000 de like-uri. Da. De ce? Pentru că ăștia sunt oamenii reali. Eu așa văd că n-am boți pe live. Dar în schimb am văzut de multe ori, deci eu niciodată n-am avut 1000 pe live și să am 900 de like-uri sau 1000 de like-uri. Mie îmi stă de regulă 300-400 și fac 800-900-1000 de like-uri. Da, dar tot te-am văzut și cu 600 de oameni și cu 300 de like-uri. Bă, aici nu știu ce să zic. Bă, sunt și unii care nu vor să mă ajute, mă mâncă, deci îi rog. Deci decât când mi-aduc aminte și le zic, atunci asta urcă like-uri. Când nu. Bun. Deci așa identificăm canalele care au boți pe ele. Da? Da. Bun. Numărul de like-uri și la finalul live-ului. Pentru da, dar oricum... treaba pe mine nu mă deranjează. Chiar nu mă deranjează, dacă adică nu e în jur, nu e critic, nici mă doare în pur. Clar. E, a doua ar fi cu promovări. Tu faci promovări? Da, fac. La ce faci promovări în general? Canale de YouTube și Discord-uri. Canale de YouTube și Discord-uri. Da.
Pula mea. Care a fost cea mai slabă, sincer, care a fost cea mai slabă promovare făcută de tine? La un canal de YouTube. Adică ai dat canalul de YouTube, avea 100 de abonați și câți ai făcut? Cel mai puțin abonați. Să zicem că aveam 300 pe live și s-au dus 30. 30 minim. Da. Eu am văzut la un YouTuber peste 100 de mii. Da. Promovare. De la 950 de abonați. Da. La 967. 17 abonați. 17 abonați. Și câți avea pe live? Peste 500. Și avea și peste 100.000 de abonați. Bă, acum ai cu duși cu-ntors, că lumea câteodată nu vrea să te ajute, știi ce zic? Eu văd live-uri cu 1.000-2.000 bani. Da, dar tu crezi în promovările astea? Sau le faci ca un venit? Sincer, fii sincer. Bă, sincer, le fac pentru venit, frate. Hai să nu mă încălcă. Îți dai interesul pentru ele? Dar ce interes am eu să promovez eu pe alții dacă nu ar plăti, frate? Păi nu, eu mă refer așa, tu, de exemplu, omul îți dă 10 euro, da? Practic, da. Interesul tău, ți l-ai atins. Ai primit ăia 10 euro. Da, și eu vreau să-l ajut, îi dau normal. Îți dai interesul dacă nu se duc atâți abonați cât vrei tu? Adică ți-ai setat un mindset, da, bă. Mai dau link-ul, mai ajut. Okay. Genunca, am dat o dată, s-au dus 100 și... Și cea mai bună promovare pe care ai făcut-o, cât s-au dus? Nu, no, mai știu, s-au dus, sau... Nu mai știu. Nu știu. Ok. Eu nu cred în asta. Eu nu cred și din asta o să plec... Crezi că un canal poate fi propulsat prin promovări? Ba da, poate fi propulsat, dar prin colaborare, nu cu promovare. Nu cred în treaba asta. Colaborări și promovări. Salut, dă-mi și mie, uite, îți dau 10 euro, bagă și mie abonați. Că e ca și cum ești un tonomat. Lumea bagă bani în tine și tu îi dai abonați. Dai din abonații tăi. Păi da, dar abonații tăi nu vor să se aboneze la canalul ăla. Ai, mă, da, ei trebuie să înțeleagă. Nu suntem în contradicție, să știi. Trebuie să ne ajute, mă, și pe noi un pic. Uite că și Imogen face promovări și ăstea ne țin în viață. Mulți. Bă, nu cred că Imogen face bani doar din promovări. Imogen face bani pentru oamenii care îl susțin pentru cum e el, pentru că îi distrează atâta timp. Lasă asta, dar vezi că toate donațiile alea conțin linkuri. Înțelegi? Eu acum nu că îi dau cu hate sau ceva, sau Doamne ferește, dar... Nu știu, nu cred treaba asta. Interes, frate, îți donează ca să-l promovezi, de mult mai... Bine, sunt și oameni care donează de dulceață, dar... Dacă facem proporții între aia care donează pentru a avea un beneficiu versus aia care donează de dulceață, sunt mult mai mulți aia care donează pentru un beneficiu. Pentru că vor să apuce foarte mult. Dar vezi că aceiași oameni care donează pentru această promovare, aceiași oameni se lasă foarte rapid. Sau stagnează instant. Da, frate. Nu observ că cele mai bune promovări, așa sunt alea, colaborările, cum ți-am zis? Da, colaborarea normal, între YouTuber și YouTuber, frate. Normal, dar după cum ai zis tu mai devreme, nu prea să bagă nimeni mai mare să te ajute pe tine unul mai mic. E, uite, eu am făcut treaba asta cu Cos, îl știi pe Cos, care stagnează, deși Daniel are un Cos. Potențial foarte, foarte mare. Nu știu, păi da, e fratele nostru, da, Daniel e, Cos. E, stă, nu vrea, nu, nici nu-i permite timpul, dar nici nu vrea să depună multă muncă, pentru că se demoralizează instant. Eu am avut, o să zic povestea asta până o să-mi iasă pe negru, pe gură, aveam 7.000 de abonați. Aveam 7.000 de abonați, 7.000 de abonați. Pe canalul ăsta de 60? Da. Aveam 7.000 de abonați. Am făcut un live în care aruncam cu băutură pe mine, țipam, urlam. Mă, urât. Aveai hype sau? Hype. Bun. În două zile 150.000 de vizualizări. Un live de 4 ore. De acolo mi-au venit, pe care știu eu, top donatorii mei astăzi. De acolo au venit. L-am șters după două zile. Hai să te întreb o treabă, ți se pare normal ce s-a întâmplat? Ascultă-mă, am făcut în prima zi 7.000 de abonați într-o zi, după live-ul ăla. A doua zi, vreo... Deci m-a dus live-ul ăla în 20.000. Deci prima zi 7.000, a doua zi 5.000, 6.000, cam așa. L-am șters. Da. De ce? Pentru că nu voiam ca aia să fie imaginea mea. Și am zis, lasă că fac eu altul. Și n-am mai făcut altul, n-am mai produs altul până atunci. Un live, vorbesc de live. Mi se pare normal că trebuie să te retardezi ca să vină abonați. E nasol ce se întâmplă. Bine, aici e decât în România, că în afară sunt oameni liniștiți. Hai mă, hai mă că sunt. Uite-l mă pe ăla, bă, cum, nu știu canalul exact, mă, dar How To sau ceva de gen. Bă, s-a apucat, zicea, cum să faci o omletă. Lua ouul, spărgea cu jos în baie, lua puiul, îl dădea cu frigăruiul, îl arunca pe casă, cădea în zăpadă, îl dădea pe noroi și de-astea. Nu mă nebune, eu zic de... Hai să ne uităm la streamerii de pe Twitch care chiar au lume și sunt sus. Nu poți să faci. Frate, stau pe spate chill. Bro, să jucă. E ca și cum ai compara Shelly cu Vlad Alexandrescu. Păi nu se compară unul cu altul. Păi vezi?
Așa cum par tu ce facem noi cu ea de pe Twitch. Asta zic, frate meu, Păi asta stai zic. puțin că pe Twitch e supra-saturat de femei cu țâțe la vedere care se ridică așa. Nu, dar vorbim de just chatting. Tu zici de aia, just chatting, unde este? Nu știu, Acolo, mă, da, sunt cine de e, nu contact. știu cine Dar e, uite, mă, frate. uite la gaming, să vezi că Păi sunt da, gaming. care au lume și nu Pe fac așa adică putem să comparăm și noi, Mițu. frumos, vorbesc cu ei, nu urlă, nu Păi da, țipă. da, ăia gameria de care zici tu și sunt și jucători consacrați și disciplinați, frate. Nu, dar vorbim de gamerii pro care fac streamuri. Dar Streamerii normali, care de au cine? De prins acolo. Shroud? Nu, că nu, că a fost pro. Doctor Disrespect, na. Doctor Disrespect, din ce am înțeles istoria lui, făcea mare, de fapt, le dădea bully. Deci le dădea bully. Când îi omora, le dădea bully sau le vorbea urât, gen, avea agresivitatea aia când Sit se down, jucă. sit down, don't pick me, don't pick me. Exact. Avea vorbele alea de agresivitate care îi jignea mereu pe jucători, pe Păi da, playerii dar pe e care îi omora. momentum, e momentum. El, asta, bă, ăsta e el. Are un Da. 2 metri și are Lamborghini tati. Da, frate, știu. E pop, asta e imaginea lui. Mustață, perucă, ochelari. Exact. Tipititap. Tu bă, și eu am învățat mult de la doctor am învățat treaba asta cu we Cu ce? grinding, we grinding. Ne Adică cățărăm, ne cățărăm, ne cățărăm până sus. Nu facem nimic altceva decât abordați să ne sau ce? evoluăm. Evoluăm, vreau să evoluez, nu stau să mă cer, nu stau să vorbesc cu tine, nu fac, nu-mi pasă că tu vorbești. Mi s-a scos dis zilele Da. trecute. Nu intrăm în Mai subiectul ăla. bine ascult catena decât piesa aia, dar nu răspund. De ce să răspund? Pentru că asta vrea omul. Asta vrea omul, nu produce nimic, nu e pentru platforma asta și omul asta face. Atât. Da, schimbă subiectul că Voia să facă beef și cu tine, mi-ai spus. Da, deci asta e părerea mea despre chestia cu promovările, cu boții pe live. În schimb, spunem cu cine ai colabora. cu Ca cine aș sponsor. colabora? Deci, fii atent, vorbim despre două chestii puțin diferite. Colaborare cu YouTuberi, da, cu alți oameni cu care te vezi tu că colaborești, că ai fi pe aceeași lungime de undă, ai putea să faci un clip frumos și firme cu care ai colabora ca sponsor. Deja mă bagi niște Cu subiecte. care vrei tu? Cu cine aș colabora? Cu Mihai Zmărândescu. A, deci ăștia sunt YouTuberi. YouTuber. De Mihai ce Mihai Zmărândescu. Care este? Smărădescu? Cum? De ce? Da. Pentru că face același content, la fel ca mine, dar la alt nivel, la un nivel mult mai bun. De ce? El are sala aia unde poate să-și filmeze, are Bucureștiul la îndemână cu toți YouTuberii, Are avantaj de... are avantaj din start, Ok. înțelegi? Nu te Are cu cine să ambiționează? facă content. Cum? Nu te ambiționează treaba asta? Ambiționează de eu cu cine să fac în Cluj? Că în Cluj cine e? Nelson? E Mihai, Mihai, Doamne, e Mircea Bravo și poate mai sunt 3-4 e Creative Monkeys, sunt în Cluj, adică oameni care nu prea mi-o intră acolo, știi? Ok. Și în rest n-am pe cine să chem și ce să fac. Auzi, Eu da. clipurile alea de autoapărare mi le fac în casă sau la sala de MMA singur, sau, adică nu pot să mă compar cu Mihai Zmărândescu, știi? Da, ok. Plus că el este mult mai pregătit, mult mai bun ca și sportiv decât eu, decât mine, pentru că eu oricum sunt fost sportiv, nu mai sunt actual sportiv, el e actual sportiv. Eu aș avea foarte multe ce să învăț de la el, știi? Deci el Ok. ar fi primul cu care Mihai aș colabora. Zmărădescu, dăm 3. Bun, deci Mihai Zmărândescu, cu care aș mai colabora. Putem și de gaming și de streaming-uri și de astea? Orice YouTuber în momentul de față. Fost, actual, nu contează. Bine că acum na, Imogen, Neveu sunt tovarăși noștri. Te Să dau vezi așa mai random care n-am te vezi legătură cu colaborând ei. cu ei? Nu. Oameni cu care crezi că ai putea să faci content, gen un clip frumos. Uite, cu Neveu aș putea să fac un clip frumos pentru Ce că le pot. clip? Un clip Caterincă. Despre Ori ce? outdoor, gen pe afară să facem ceva, ori Cu chiar de Neveu? game. Da, cu Nu o Neveu. să faci niciodată în viața ta. De ce? Nu vrea. Nu e omul pentru așa ceva. El e cozy, el e intimate. E aici, el și monitoarele, mâna pe mouse, asta știe, e top. Am mai făcut mă clipuri cu el, nu e problemă. Și ți-au prins? Au rupt? Au fost ok, am fost mulțumit. Ai fost mulțumit. Să putea mai bine? Să putea mult mai Din bine. cauza cui să putea mai bine? Cred că din cauza mea eu sunt de vină. Tu ești Că de el are vină? riciu. El are riciu. Păi da, dar uite, vezi, tu vorbești de Riciu, nu vorbești de Rici. Nu vorbești de oameni, că așa puteai să-i spui din prima, Dorian Popa sau Shelly. E,
pun așa cât de cât, cu care chiar Nu, aș... cu care poți să faci un clip frumos, să fii pe aceeași lungime de undă. Te vezi pe aceeași lungime de undă cu Neveu, nu? Da. Ok. Nu contest, nu știu. Părerea mea e altceva. Al treilea, uite, poți să te pun pe tine. Cu mine, ce te vezi făcând cu mine? Să mergem pe stradă să facem farse. Pe bune? Eu să fiu ăla care fuge de bătaie, tu să fii ăla care dă bătaie. Nu, mă, frate, o să facem farse sau să le punem întrebări de alea cum e Vox Populi, știi? Și Da, să dar uite, râdem. vezi, asta e. Tu vorbești deja de un tip de content care e deja creat. Crezi că noi doi am putea să creăm ceva nou? Bă, e deja creat, dar ideile noastre poate le-au făcut ei. Că și noi suntem tâmpiți și noi putem să inventăm idei. Ce dracu? Ok, bun. Bun. Și acum Adică zi-mi. să mă văd eu cu tine, dar gen cineva să ne filmeze și noi doi să vorbim cu lumea random pe stradă, să le punem întrebări de la de căcat și să vedem, știi? Îți dai Ok. seama că trei cam face. Bun. Deci astea sunt trei YouTuberi. Zi-mi, Eu așa zic. înainte să-mi zici firmele cu care ai colaborat tu, că mă interesează foarte mult treaba asta și poate se întâmplă vreodată, o să zic eu la un moment dat de ce. Da, ce miluț, da, pula. Da. Spune-mi o întrebare outdoor, așa. Ai renunțat la tot ce faci în momentul de față? Stai că eu nu știu tot ce faci tu. Deci faci promovări la YouTube, Discord, da? Te Da. joci Fivem. Faci promovări la server de Fivem? Nu. Fără server de Fivem. Fără servere. Sign, dai pe bani? Semnezi profile Nu. de Steam? Nu. Semnez gratis. Ok, deci astea două le faci. Ai renunțat la promovările astea dacă ar veni o firmă la tine și să colaboreze ea direct cu tine? Sau ai Nu, continuat cu ele? le-aș face pe Ai amândouă. merge cu amândouă. Da, frate, să Ok. produci cât mai mult, acum nu se pare Ok, normal. da, bă, e complet normal. Acum zi-mi trei firme, nu, sau imagine, sau trei entități pe Da. care tu le agrezi și ți-ai dori să colaborezi cu ele. Pot să dau branduri? Bă, orice. Păi, Vagabond. Ok, ți-ai dori să lucrezi cu Vagabond. Da. De ce? Pentru că îmi place mult outfit-urile lor. Ok, și să fie o colaborare tip ei să-ți dea produse și tu să le promovezi. Exact. Și să fac Ok. clipuri îmbrăcat, să Ok, promovez produsele, să... Vagabond. Exact. Adidas. Adidas. Da. Și du Everlast, alea de box. Everlast. Mănușile de box. Mănuși, Ok. E, training, din toate echipament. astea trei, din toate astea trei pe care mi le-ai zis, doar Everlast aș vedea să colaboreze cu tine. Da. Și de ce? Pentru Pentru că că. suntem pe aceeași nișă oarecum. Aia e. Vezi, tu nu ai tipul tău de content zi de zi să vadă omul, ia uite ce vagabond. Nu. Mai mult vede mănușa de box potențial în tine decât vede vagabondul. Da, bă, s-a Da, îmbrăcat ăsta sigur. de la noi. Și trebuie să te mai gândești, Cosmine, și la ce? Dacă tu chiar poți să le faci, că așa aș vrea și o colaborare cu, nu știu, Mircea, A, să... eu ți-am zis SF-uri, mă, îți dai seama că niciodată nu se Păi da, întâmplă. da, vreau să zic, SF-urile astea trebuie să schimbe și mentalitatea. De ce? Pentru că tu trebuie să faci plauzibil. Visele sau visurile, ca să zice că suntem analfabeti funcționali, trebuie să-ți devină realitate. Pune-ți țeluri. Eu când sunt pe live sau când filmez sunt semi-analfabet, că vreau să vorbesc repede, mă încurc, Da, fac păi greșeli asta nu înțelege gramaticale, lumea. Că noi suntem editez, normali, tai. dar... Mă Dar rog. cred că toți greșim și toți facem așa. E, dintre toate astea, trei pe ăștia văd colaborări cu tine. Vrei să știi cu cine aș colabora eu ca firmă? Ia zi. Cu Ursus. Tocmai pentru că îmi plac produsele și aș putea să le fac reclamă, pentru că și folosesc produsele. Bei Bețiv, mult, așa. bețiv. Gilet, din simplu fapt pentru că am văzut clipul lui Jaxi, mi-a plăcut clipul lui Jaxi cu ceva aparat de ras. Da. Mă intergăse Da. Ați fost la Philips, bă nebunule, nu la Păi Gillette. nu, am zis că am văzut clipul lui Ah, Jaxi, știi? Și e tot în genul ăsta. da. Văd că aș putea să le folosesc și produsul. Totuși nu găsesc o întrebuințare pe live decât în faptul că folosesc o melodie care are legătură și îmi place mie chestia Da. aia. Vezi? Și al Și treilea? al treilea, orice ține de televiziune. Nu știu, orice sau un post de radio. Da. Da, acolo aș vrea să ajung. Ăsta e pasul meu următor pe care îl văd eu. Deci, de la YouTube, pasul meu o să fie în televiziune sau în radio. 100%. Fără catering. Pentru că ăsta e talentul meu. Să Da. vorbesc. Așa fac eu, așa atrag oamenii. Și Te-ai acum vrei să gândit? spun eu cu care te văd că ai colabora? Da. Cu Ursusul. Cursul? De ce? Că mă vezi bețiv.
Păi să-ți trimită beri, frate, pe fiecare live, să le promovezi Vezi, berea, că vezi, acum... vezi, uite, aici cred că și greșim câteodată noi. Nu total, nu total, nu zic total. Dar vezi că noi alegem întotdeauna chestiile care sunt super benefice doar pentru noi? Da. Păi de-aia nu lucrăm noi, Cosmine, cu firme. Pentru că noi venim la firmă și spunem, dă-ne, băi! Și ei spun La băieții, păi momentan da, noi sunt... nici nu avem reach-ul ăla care l-au vloggeri ăștia Păi mari, că stai, bă, un pic, stai un pic, că ceva. poți să E un compari. Ai bă. văzut ce promovare a făcut Shelly la Durex? Nu. Băieți, hai să vedem, ne ducem astăzi la Antold, îmi fac ghiozdanul. Haideți să vă arăt ce îmi pun în ghiozdan. Cameră, microfon, pastile, căcat, laci și o pereche de Durex, că nu se știe. Bă, tu te duci la Antold să te fuți, mă! Vărule, da. Da. Vezi că ce se Da, întâmplă mă! acolo Bă, 90% dintre toți oamenii care se duc la un festival, se duc pentru muzică, să se distreze. Mai sunt și alte rămâne la cluburi. Tol. Vezi că sunt multe coarde care vin acolo singure și... Da, dar asta nu-i coardă, asta e cord. Băi, e băiat. Da, nu, i-am înțeles. Te vezi? Omul s-a dus pregătit. Da, și așa. Da. Bă, și de ce îmi place să port discuții? Uite, de ce mi-a plăcut discuții? Știi cât a trecut o oră jumate? Da. Nici nu ți-ai dat seama când. Nu, nu mi-am dat Și de seama. ce? Pentru că îmi place să port discuțiile astea, îmi place să mă întâlnesc cu oameni, să vorbesc, dar îmi place și mai mult să vorbesc cu oameni care sunt diferiți față de mine. Deci noi doi suntem diferiți. Total. Da. Și multă lume care e în momentul de față pe YouTube și fac și colaborări sunt diferiți total. Și Și de ți ce se se pare întâlnesc? benefic Pentru că e sau nebenefic că sunt benefic. diferiți? Pentru că extremele se atrag întotdeauna. Da. Ce dracu, mă. Băi, am postat pentru niște întrebări de la oameni și vreau să le luăm, Haide, mă, să vedem. să vedem ce te-au întrebat oamenii. Mi-a zis nevastă mea să dăm o fugă până la ei după ce termin de filmat. Ok. Uf, am intrat pe ăsta. Bun, hai să vedem ce te-au întrebat oamenii. Să spunem aici întrebările. Ban. Dar cum fac să văd? Așa. Bun. Luci Bogdan 79 spune, depui multă muncă pentru pasiunea ta? Adică astea sunt întrebări strict pentru mine sau pentru Pentru amândoi? tine, pentru tine. Sunt postate pentru tine. Foarte multă muncă, normal că depun, că toată n-am timp nici de familie. Ok. Adică noi, cum faci tu, așa fac și eu. Tu faci clipuri, le editezi, faci și live-uri, se ocupă aproape toată ziua. Ok. Vreau un răspuns gen așa, sintetizat în 30 de Scurt, secunde, da, un minut maxim. scurt. Da, depun foarte mult. Ionuț Cristian spune, s-ar bate cu tine? Cu Colacu? Bă, eu nu m-aș bate, mă, cu niciunul după platforma asta. Dacă nu Acum sunt pe platforma depinde ta. și cum e bătaia. Bă, hai să ne batem, gen cum faceți Mărădescu, hai să ne jucăm, hai să facem un clip, hai să ne batem, da. Dar gen, hai să ne batem, să ne rupem capul, nu, nu m-aș bate cu nimeni, frate. Ok. Andrei 313 spune, cum a fost când te-au prins cu cod? Bă, am vrut să mă las de YouTube atunci, că m-am simțit foarte rușinat. Ah, ok, te-ai prins cu cod pe live? Da. Cum dracu? Hai să spun pe scurt, foarte pe scurt. Am făcut live timp de un an de zile cu Canter, lumea aproape mă credea la fel de bun cum e Jaxi acum, știi? Eu am văzut clipul ăla. Sintetic, așa. În fine, așa era eu perceput, foarte bun, nimeni nu știa, adică l-ascundeam foarte bine și când s-a văzut, mi-a picat lumea, mi-a picat cerul, frate. Ma. Și am vrut să mă las. Bun. Ok. Octa0832. Ce l-a făcut să se apuce de YouTube? Pur și simplu dăm pasiune. Ok. Andrei 111. Ce l-a făcut să-i placă sportul de contact? Ai spus treaba asta. Cam la bully când era mic. Bun. Robert cu 3 de o și 1. Te mai bate în ring cu un sportiv care încă profesează? Profesează, da. Dacă m-aș pregăti și m-aș simți capabil să duc un meci fără să obosesc, da. RZV04 spune, pe când un clip cu zmără? Când o să ajung pe la București? Ok. Că m-a invitat. Am și podcast cu el. Stroie Cosmin spune, cum reziști cu Nodnar November? Ce? Nodnar November, nu știi? Este luna aia, noiembrie, în care nu faci laba deloc. Eu, frate, eu fac zilnic. Ah, și eu la fel. Ok. Denis Arazan. Zine prima dată când ai ajuns la poliție din cauza unei bătăi. În cazul unei bătăi la poliție, bă, am trosnit pe unul într-un parc. Într-un parc, par de la de copii, am dat, cred că i-am dat o palmă și un pumn și ca în GTA nu i-am luat casca și telefonul. Am sunat la poliție fără să știu și m-a băgat în dubă, m-a dus la secție, am dat o declarație și cam atât. Că în Ah. vremurile alea cam așa mergea. Ok.
Avasan Nicolas, câți ani ai? 27. Ok, tot Robertul nu spune cât a durat până să te căsătorești cu Andreea. A, nu, cu Nico, asta e amanta, scuze. Am cunoscut-o, gen am cunoscut-o pe Facebook, ne-am mutat în chirie după o săptămână după ce ne-am cunoscut și ne-am căsătorit în 2 ani. Păi da, 2016 ne-am cunoscut, 2018 ne-am Ai căsătorit. făcut nunta? Da. La costum? Vreau să te La văd la nuntă în costum, deci. poză. Așa. Andrei Manole 90 spune: sfaturi pentru lovituri rapide. Să trageți de fiare cu lovituri, Doamne, să trageți de fiare cu greutăți mici și în viteză, gen haltera. Te pui pe bancă, bara goală, du 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 du, știi, adică gen tot ce faci, gen, bine, hai să le mai arăt o chestie, gen, ți-ai luat haltera aici, dar nu se vede, ți-ai luat Da. haltera aici, bine că stai în picioare și nu Da. să aici, ți-ai luat haltera aici și dai așa cu ea, cu bara goală, Ah, cât, ok. rapid, 10, Pentru că 10, mâna se obișnuiește practic cu greutate și tu când o să ai greutatea o să fii foarte rapid? mai rapid, exact. Ok. Și ultima, nu e chiar întrebare, Alex16.ro spune: vă iubesc pe amândoi, succes în continuare și ce planuri aveți pe viitor? Mulțumim, frate. Bă, să știi, o întrebare foarte bună așa ca de încheiere. Planuri de viitor. Bă, hai zi tu primul. Cu YouTube-ul? Cu orice, la orice. Bă, pe planuri de viitor, eu ce-mi doresc eu? Îmi doresc să ajung vlogger și să fac pasul spre radio sau televiziune, oricare dintre ele. Și dar nu ești deja vlogger. A? Nu ești deja vlogger, nu te Nu consider. sunt vlogger, sunt live streamer în momentul de față. Sunt live streamer, sunt om egalist. Ok. Mi-e rușine la un YouTuber să le dau canalul să vadă că fac omegal, pentru că Ți-e fix la rușine, tine. Da, uite, bă? De ce? și la tine am văzut să tai o dată cu Lospa de vorbă pe Da? Omegle. Omega, așa? Da. Și Lospa într-un clip de-al lui spunea că, bă, în 2020 dacă faci clipuri cu Omegle, eu nu știu ce să faci. Ceva gen. Adică, gen, ești basic, ești default, ești. Da. Eu nu cred. Eu consider că și Omegle-ul ăsta, nu oricine poate să reziste pe Omegle. Uite, eu spun Clar. sincer, mai mult de 3-4 ori eu nu rezist pe Omegle să mă jur cu ei. Clar. Deci mă epuizează psihic să stau cu ei pe Omegle mai mult de 4 ore. Ce planuri ai tu? Bă, tot la fel, vreau să cresc pe YouTube, să fac vloguri, să fac live-uri, să mă țin de treabă cât pot. Oricum, pe mine, gen, eu nu trez la asta, gen, dacă nu merge să mă las. Eu o să fiu ca Nelson până la bătrânețe pe aici. Indiferent de cât de bine sau rău o să meargă. Bă, și pe linie de eu cam am tot ce-mi trebuie. Nu, eu nu mai am planuri gen vreau să realizez aia, vreau să fac aia. Eu am apartamentul meu, am job, am... La fel și eu. Să-mi crească fata, să fie mare, să, nu știu, Să-ți să dea facă și ea, sănătate, nu știu, să-ți dea doctoră, nu longevitate, știu. doctoră. Cam atât, adică nu prea mai am ceva ce să-mi doresc. Poate, nu știu, o mașină, atât. Eu cam realizat toate, nu prea mai îmi trebuie nimic. Și la Cu fel, am YouTube-ul, început da, vreau și să cresc pe YouTube, atât. Am da. apartamentul meu, frate, nu l-am în rate, nu stau în chirie, cumpărat de mine. Deci am cam tot, frate, De am tot ce... încheiere, spune-le oamenilor un sfat celor care se apucă de YouTube acum. Ceva Bă, ce ai un sfat făcut celor tu, care se apucă de YouTube. ceva ce ai făcut tu și să nu facă și ei, că a fost greșit, să-i dai seama. Nu vă certați cu lumea, cum am certat eu, că, nu știu, o să vă epuizeze psihic atâtea certuri. Eu încă mai am repercusiuni de la astea. Eu am crescut de la 10.000 la 30.000, cred că mai prin certuri, m-am certat cu toată lumea. Și nu e bine, mai bine crești tu pe alt content, pe altceva. Că nu e, bifurile astea nu sunt bune. Că în loc să fii, uite, eu dacă mă certam eu cu Conacu, cu, nu știu, dacă mă certam cu el, mai eram acum la podcast, nu mai eram. Că ne înjuram de mor spate acum. Știi? Adică trebuie să ții legătură. Bine, acum nici nu trebuie să fii pupincuriți cu YouTuberii, dar bă, frate, dacă ai ocazia să te împrietenești cu un YouTuber, indiferent cât de mic sau mare e în abonați, împrietenește-te. Că ai numai beneficii, n-ai nimic de pierdut, ai numai beneficii. Ok, Trebuie să adică fii bun. faci prieteni. Exact, să fii bun, să colaborezi cu toată lumea, să nu înjuri pe alții, să nu critici, dar bine, Fii bun, nu e... fii hater. Să nu fii hater, exact, să nu fii hater. Uite, un sfat așa, încearcă, pe ăla care nu-l suporți pe YouTube, încearcă și dă-i în fiecare zi like-ul. Poate, Poate. poate nu o să-l mai urăști. Deci nu te certa și să postezi mereu în fiecare zi. Sau dacă nu poți în fiecare zi, măcar o dată pe săptămână. Să fii constant. Să nu te demoralizezi, știi? Exact cum ai zis tu mai devreme, că te demoralizezi, te frustrezi. Încearcă să fii constant. Odată și odată tot o să-ți iasă. N-are cum. La fiecare ne-a ieșit.
Știi? Băieți, ăștia am fost noi, eu am fost Conacu, el a fost Cosminel, să ne-ați auzit bine. Dacă v-a plăcut discuția asta, nu uitați să ne lăsați un like. Citiți descrierea, vă rugăm, acolo găsiți toate socialele, linkul de la YouTube-ul lui Cosminelson, Instagram-ul lui, TikTok-ul lui, ai TikTok? Socialele. Am și TikTok. Și TikTok-ul lui acolo în descriere. Dacă v-a plăcut, vă mai așteptăm la un nou episod. Verificați acolo, eu am fost Conacu. 10.000 de like-uri, băieți. Apăsați butonul de like. Dacă fiecare dintre voi care vă uitați, care v-ați uitat la acest clip, apăsați butonul ăsta de like, e foarte important să ne propulseze și noi la recomandat. Vă pupă jegosul. Vă pupăm. Mersi de discuție, Cosminel.